Ne-am făcut necesarul de nicotină, suntem pe 103.4 la Radio 7, suntem live pe 13 TV, subscribe, 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 cum spunea Lenin, și suntem și live pe Facebook, să-mi folosesc puțin vocea de radio acum, noiembrie târziu, vremea corbilor. Bună seara, bine ați venit în vastele studiouri Radio 7, corbul s-a ascuns, ieși, ieși să te văd. Am vrut să pregătesc atmosfera de noiembrie. Zi încă o dată. Ce este cu toată căblărea asta aici? Mi-a stricat studioul. Bine ați venit. Hei, salut Silviu, salut. Bine te-am regăsit, bine salut, te-am întâlnit. Să facem prezentările. Prezentările. Păi aș, să începem cu doamna. Aș insista să Luisa. Prezint primul lucru, că ai pomenit de cabluri. Astea sunt cablurile noastre albastre. Astea sunt cablurile noastre albastre pe care le-am adus special ca să ne auzim țuț. Luiza. Salut, Luiza sunt. Florin. Salutare. Voi sunteți parte din proiectul Corbu, ok? Și umblați prin țară. Este o chestie... Știi, stăteam și mă gândeam zilele astea la voi și mă gândeam, zic, uite mă, aici, la marginea Orientului, niște oameni, nu e ușor ce fac, dar își permit acest, hai să zicem, cumva lux, să-și trăiască viața pe care o doresc, să umble să cânte prin țară și nu pe scene mari, nu pe banii primăriilor, ci în tot soiul de spații, mici cluburi, zone, spații alternative. Care e viața voastră? Viața noastră e viața de rockstar. Da, într-adevăr ne-am plimbat foarte mult vara asta și am făcut niște lucruri mărețe, dar ca să clarificăm un lucru, să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. Proiectul ăsta, Corbu, e un proiect care are în desfășurare două spectacole. Unul se numește Blana Condios și unul ce am pățit odată. Unul este full band și unul este full man. Iar cu spectacolele astea două ne-am plimbat în toată țara începând din primăvară până acum și aici începem să vorbim tematic despre turneele pe care le-am avut, de exemplu. Am să dau puțin din casă. Am fost adus în vastele studiouri Radio 7 cu, cum să zic, dubița de turneu. Corbu mobilu. Corbu mobilu. Vă minunați Corbilul. Ce Dumnezeu puteți găsi prin mașinile artiștilor. Trebuie. Arată și în cameră să vadă nostalgicii. La noi, eu toată copilăria am crescut. Eu n-am știut niciodată engleză când eram mic. Am făcut francez la școală. Irelevant. Și toată copilăria am știut că ăla se numește Bridge Game. Mi-am mâncat câteva luni din pubertate, mi-am mâncat o nenorocire de genul ăsta. Da. Și menționez pentru cei care știu despre ce vorba că este versiunea 9999 în 1. De obicei pe boxa pe care o am eu în dreapta aici stă cât un vinil. Voi încă nu aveți un vinil. Tu nu ai un vinil. Niciunul din proiecte nu are un vinil. Îl aștept. Până una alta am acolo un material al vostru. Despre ce e vorba? Acolo pe boxa aia în care auzi tu muzică frumoasă sunt copertele de la cele două albume pe care le avem noi. Primul lansat este Zbor spre rădăcini. Trebuie să menționez că pentru mai multă audiență l-am pus nu degeaba acolo, este cu foarte multe forme feminine și sâni. Da. De-aia l-am pus. Noi credem foarte mult în forma feminină și în partea feminină și apreciem și o considerăm foarte inspirațională. Deci... sau chiar dătătoare de viață. Pentru problemele cu lomboșceatica, da. Întotdeauna. Dar... nu știu, acum că există pe ambele coperte câte o prezență feminină chiar multiplă, cei care o să le analizeze o să-și dea seama despre ce vorbesc. Cred că Luiza poate să ne lămurească cu personalitatea multiplă. Mai bine de că formelor. Avem păreri diferite despre prezențele feminine. Mai bine indiferent că avem și dacă comune. Coperte sau nu. Copertate sau nu. Mie îmi place să dau din casă. Voi doi formați o prezență feminină și una masculină. Care s-au contopit în fața instituțiilor superioare. Noi, cum să zic eu oare, acum fiind pe post, n-am decât să o zic decât verde în față.
Deci noi ne-am întâlnit și au început să apară tot felul de bănuieli în jurul nostru și apoi și între noi au apărut tot felul de bănuieli. Aha, te-am prins! A, tu ești de aia, tu ești de ăla. Și la final am zis, bă, hai să o facem oficial dacă tot avem bănuielile astea. Și da, formăm un cumplu exemplar care... Aveți ceva din Bonnie and Clyde, așa, dar... Sau din Isus și femeia lui care a fost acolo. Umblă iurea prin țară și se întâmplă tot soiul de lucruri. Da, am dus toată povestea asta la un nivel mult mai ridicat, mult mai deep, sau cum să zic, mai spiritual, mai înalt, next level. Uh-huh. Că multă lume zice, bă, cu orbule te-ai însurat, gata cu femeia. Zice, prietene, am devenit profesionist. Eu sunt absolut de acord cu tine. Toată lumea blamează această instituție. Băi, este o treabă, cel puțin din punct de vedere masculin, este o treabă de asumat responsabilități. Este cel puțin sănătos să-ți asumi responsabilități. That's make you a fucking man. Și super tare, adică imaginează-ți câți oameni sunt pe lumea asta și printre prietenii noștri care fiind în cuplu au în activități diferite. Și imaginează-ți cuplul ăla care fac cam îndoi același lucru. Noi nu avem povești, unde ai fost, unde te-ai dus, dar ce ai făcut? Bă, m-am dus aseară, am stat până dimineață cu Silviu. Păi și eu am fost. No, super. Adică nu ai ce să mai... Ca să lămurim lumea, Luiza este managerul. Ceea ce presupune că, pe de-o parte, este delegată cu organizarea de cântări. Pe de altă parte, bănuiesc că este by default delegată și cu ținutul de grupis deoparte. Nu, că a aplicat o metodă foarte enervantă acum pentru mine. A zis, bă, tu fă ce vrei, dar alege calitativ. Și acum m-a pus în fața faptului, mi-a dat libertate maximă. Pentru cei care n-au înțeles exact despre ce e vorba, suntem căsătoriți. Mi-ar da libertate maximă la femei și gagici, mai ales că vin o grămadă la concert, așa e la rockstar. Dar mă pune să aleg, calitativ. Bun, și atunci rămân fără ele. Fără o parte din ele. Ești liber să faci ce spune Luiza, am înțeles. Da. Hai să vorbim un pic de disc, de material ăsta cu forme feminine. Mi-e plac foarte mult formele feminine, indiferent de situația matrimonială în care mă aflu. Și am zis că e foarte potrivită toată povestea asta cu formele. Copertele astea, ambele n-au pornit de la hai să facem o copertă cu o gagică pe ea sau așa mai departe. De exemplu, Zbor spre rădăcini, care e un album ambiental, l-am făcut împreună cu partea de grafică, cu Robert Sass. E un artist care locuiește în București, e foarte bun și efectiv a desenat chestia aia. Am pornit cu un oarecare concept, dar a fost foarte mare influența artistului în grafică. La fel și la celălalt. La albumul celălalt, care se numește Ce-am pățit odată, unde este vorba de full band, spre deosebire de full man, o să mai repede câteva ori astăzi, acolo am găsit efectiv în podul unui artist lucrări de când era el în școli. Și zic, mamă, ce fain e astea, păi, pe scurt, le-am selectat, le-am ales și aia e. Ok. Eu aflu de proiectele voastre muzicale, aflu și de acest material, mă uit la minunata emisiune Silviu Munteanu și prietenii săi și aș vrea să intru în posesia lui. Cum se întâmplă asta? În posesia lor se poate intra extrem de simplu. În primul rând, avem toată muzica postată pe YouTube, avem pe SoundCloud, avem pe site-ul nostru panacorbului.ro, avem link de unde se poate downloada gratis albumele noastre și muzica noastră. În același timp se pot și cumpăra, cine vrea formatul fizic al albumului. Și formele multiple feminine. Da, prezente acolo. Și feminine. Să răsfoie și cărticica să vadă lumea despre ce e acolo. Oricum, intrați pe panacorbului. Unde sunteți? Intrați pe panacorbului.ro și downloadați albumul Ce-am pățit odată. Ce ați pățit? Ce ați mai pățit prin țară? Voi ați umblat foarte mult. Ce mai e prin țară? Eu am această eternă curiozitate a trupelor, muzicienilor care mai vin aici. Păi, care mai este vibe-ul prin țară? Din ce punct de vedere? E fain vibe-ul prin țară. Din toate punctele de vedere. Care sunt locurile?
căci... Hai să zic, fie stai, vorba între noi, scuză-mă puțin, fie vorba între noi, sunt 4 sau 5 mari orașe în care o trupă poate cânta, pentru că alea beneficiază de niște cluburi care își permit să le aducă. Există publicul care diferă ca vibe și ca atitudine de la un oraș la altul, e o treabă foarte pestriță, plus există eternele probleme care apar, că nu merge cablu, că este ăla toxic, că se întâmplă nu știu ce. Eu știu că am pățit-o de câte ori mi-am proiectat filmele. Băi, da, nu mergea proiectorul, nu mergea nu știu ce cablu, s-a bușit laptopul și așa. Eu, uite, referitor la, încerc să le iau pe rând, referitor la chestiile astea tehnice din țară, eu trebuie să mulțumesc tuturor incompetenților peste care am dat, pentru că datorită lor mi-am cumpărat, uite, se văd în cadru câte cadruri sunt aici. Mi-am luat mixe, mi-am luat boxe, mi-am luat microfoane, stative, tot. Noi când mergem oriunde să cântăm, cerem un singur lucru. O priză cu curent stabil. Man. Și asta deja schimbă situația și ne face ca noi să putem să ajungem în foarte multe locuri. Indiferent că suntem cu spectacolul full band sau spectacolul full man, adică cu trupă sau fără. Și starea generală, ai întrebat de o stare generală, care e observația noastră sau ceva de genul. Observația generală pe care am surprins-o este că foarte mulți oameni deja se exprimă că s-au cam săturat de, cum să zic cuvintele astea, de trupele alea foarte mari, de trupele alea mainstream, de festivalurile alea, și oamenii caută chestii mai simple și mai intense. Adică nu neapărat simple, complicate, dar pe invers, pe interior, pe suflet. Oamenii se bucură foarte mult la evenimente mult mai... uite, să mă duc la cameră să arat cum mi s-a făcut pielea când mă gândesc așa ceva. Și asta e, cred eu că e o stare generală în țară. Oamenii încep să-și dorească lucruri mai sincere. Iar noi reușim să facem chestia asta. Și cu trupa, și singuri. Știi ce mi se pare mie fascinant? Odată să te afli pe o scenă, hai să spunem că te afli pe o scenă mare, unde este foarte multă lume care a venit să te vadă. Băi, este realmente copleșitor. Pentru că vine un vibe energetic pe care îl încasezi tu în calitatea ta de frontman și e un soi de transă pe care cumva o controlezi, dar cumva trebuie să o și gestionezi foarte bine și să nu te ia de cap. Și mai mult, tipul ăsta de transă sau vibe-ul ăsta energetic pe care îl încasezi, am văzut la foarte mulți, ceea ce e cumva firesc, creează și un soi de dependență. Dar dacă nu știi să-l controlezi bine, risc să pierzi contactul cu realitatea, cu tine și, în general, să te duci la vale. Pe de o parte. Pe de altă parte, există scenele astea sau spațiile alternative mici unde cânți și unde altfel simți vibe-ul cu mult mai puțini oameni acolo și care cred, basically, că s-ar putea să fie mult mai important pentru că este mult mai intim, iar știi sigur că oamenii chiar au venit acolo să te vadă pe tine, exclusiv. Nu au venit ca la orice scenă mare unde mai cântă și X și Y și erau și pe acolo. Știi ce se întâmplă? În primul rând sunt niște capitole foarte diferite între ele. Adică publicul care vine pentru tine la un concert și sunt 3.000 de oameni acolo sau nu știu ce, publicul din piață de la un eveniment liber în care nu știu câți sunt pe scenă și sunt iar acolo, publicul ăla care vine într-un moment restrâns, noi facem micro-evenimente, așa le-am și numit, facem micro-evenimente în care ne adresăm cum e studioul ăsta. Cât sunt cap aici? 10? 10. Dar 10. Energia oamenilor este complet diferită. Când sunt mulți, e complet diferit de când sunt foarte puțini. La fel și pe scenă, când e trupă și când sunt singur. Mi-e foarte greu acum să le descriu și detaliat și pe înțelesul tuturor. Dar am senzația că atunci când sunt foarte mulți oameni, se pierde din esență și din detaliu și din finețuri. De-aia oamenii în masă reacționează foarte mult la concerte bubuite. Și de-aia cu trupa mi-e foarte ușor să îi manevrez. Să intrăm într-un concert oriunde. Mie nu mi-e frică de niciun fel de public. Pot să cânt la pensionari, la copii, la grădiniță, la pușcărie, la biserică, oriunde mă duc. La pușcărie n-ați cântat? Ba da. Eu am cântat, nu cu proiectul Corbu, dar am fost. Ok.
Am avut un... am cântat la un moment dat într-o... Stai așa. Vine poliția. Stai. Nu, a fost un experiment foarte interesant la un moment dat cu o trupă cu care cântam, Popa Șapcă. Tu și cu Johnny Cash, hai, dă-ți în penitenciarul Popa Șapcă, pe strada Popa Șapcă, cu trupa Popa Șapcă. Pentru că și penitenciarul respectiv avea trupa lor, care se numea tot Popa Șapcă, a fost așa un joc de cuvinte și o experiență foarte interesantă să cânți acolo. Here comes Corbu! Era o curte interioară unde erau foarte mulți oameni de ăștia pașnici. Okay. Iar în interiorul clădirii, adică la geamuri, erau oia pe care nu le lăsau afară. Și oia făceau grăgie de acolo. Era foarte interesant. Ok. Da, foarte tare asta, pușcă. Eu cred că e o experiență foarte... Da, și să știi că lumea e foarte pestriță acolo. Știi cum e ca pe stradă. Intri foarte mult testosteron, that's a fact. Deci cât testosteron ai acolo și până încasezi. Dar surprinderea mea a fost că am întâlnit... Practic că, mai mult ca sigur, a fost și selectat deja grupul de oameni de acolo. Dar îi găsește la... Toate genul de oameni, asta nu să zic. Adică nu mai este selecție după școală, după experiență, după nimic. Sunt toți la grămadă. Selectați după care ce-o făcut. Luiza, femeie, cum îl suporți și cât de complicat e viața asta voastră să umblați prin țară, să vă găsiți turnee? Cum vă gestionați? E, știi cum se spune? Băi, femeia ține casă. Și aia e. Depinde. Am rețineri la... Adică nu pot să generalizez că femeia ține casa. Depinde foarte mult de femeie, depinde foarte mult de context. Știi cum e? Aici contează foarte mult să ții cont de o alegere pe care o faci tu. Și alegerea aia când o faci, ți-o asumi. Dacă vreau să merg la oameni și eu am de transmis un mesaj, chiar dacă nu le spun treaba asta, eu știu că am de făcut asta. Și atunci o iau ca pe o mini-misiune pe care trebuie să o duc la capăt. Și după ce o duc la capăt, atât cât se poate duce ea la capăt, eu primesc ca la jocurile video niște premii. Și premiile astea sunt în experiență. Pot să învăț foarte multă psihologie în momentul în care am contact cu oamenii. Este fabulos. Fabulos. În momentul în care intri în contact cu un om pe care nu-l cunoști sau pe care îl vezi pentru prima oară, prin intermediul unui context, acolo se întâmplă niște lucruri, se întâmplă un transfer, un schimb între mine și el și invers. Organizare. Este o tipă foarte haotică, de fapt. Par a fi foarte organizată, dar sunt foarte haotică. Doar că în haosul al meu mi-am găsit eu niște principii de funcționare și încerc să ascult foarte mult de băieți. Din punctul meu de vedere, că sunt cei doi aici, Sergiu și Florin, ei sunt mult mai organizați față de mine. Și învăț multe de la ei. Ce presupune exact activitatea ta? Presupune să le găsești cântări, bănesc. Și locuri în care să intervin. Desfășoare. Că ai mai pomenit mai devreme de termenul de manager. Luiza nu este manager, este îngerul păzitor. Ea n-are o funcție de aia de eu sunt manager sau PR sau nu știu de care. Am închis paranteza, mă retrag. Ok. O să fii premiat, probabil. Îngerul păzitor să... De către îngerul tău păzitor. Știi că mi-a stat cu îngerul păzitor pe care mi-am asumat-o e mult mai greu decât funcția de manager. Că funcția de manager presupune să mânuiești ager sau să coordonezi ager un grup de oameni. În momentul în care devii și înger păzitor, deja lucrurile se schimbă. Trebuie să ai grijă de omul în sine, nu mai contează restul. Trebuie să ții cont de faptul că omul ăsta are și el o emoție, are un sufletel acolo cu niște nevoi, are un creier care trebuie hrănit, are nevoie de niște experiențe, are nevoie de experiențe ca să poată să crească. Un artist, din punctul meu de vedere, dacă nu are experiențele potrivite lui, nevoilor lui, chiar dacă știe sau nu știe lucrurile astea, nu are cum să reușească. Știi ce mă interesează pe mine și mă interesează din punctul tău de vedere? Pormă să-mi povestiți și voi. Întâmplări și povești hilare pe care le-ați trăit prin țară, la tot soiul de cântări, unde ba trebuiau să funcționeze lucrurile și nu au funcționat. Ba au funcționat pentru că a fost un hazard. Ba nu vă așteptați la mare lucru și ați avut o mare surpriză. Mă interesează tot soiul de povești de astea. Cu proiectul Corbu, se întâmplă niște lucruri aproape dubioase. Întotdeauna trebuie să fie ceva în neregulă.
Asta nu mi-o explic. În momentul în care apărăm, fie că este proiectul Blana Condios, unde Sergiu e singur, fie că este celălalt cu ce am pățit odată, adică cu toată gașca, de fiecare dată apare câte ceva. Adică, dacă e să mă gândesc foarte bine, în proiectul ăsta nu ai cum să te plictisești. Și să-ți propui să te plictisești, nu ai cum. Te poți enerva, te poți bucura, dar de plictisit nu ai nicio șansă. Nu ai timp. Nu ai timp. Tot timpul se întâmplă câte ceva. Fie că e vorba de, nu știu, apar probleme tehnice sau te aștept să vină foarte mulți oameni și nu vin foarte mulți oameni, vin doi oameni într-o zi de concert. Dar ăia îți dau cât ți-ar da 100 de oameni. Și atunci se întâmplă niște lucruri. E foarte ciudățel proiectul Corbu, dar în sensul cel mai bun al cuvântului, adică nu l-aș da pe nimic altceva. Știi ce se întâmplă? Că noi am trecut cumva într-o formă a artei noastre în care ne orientăm foarte mult după oameni, după loc. Mi-a zis cineva cândva de mult despre Ilie Stepan, că l-a chemat să cânte în bar și ăla s-a dus în bar să vadă dacă e vibe-ul bun, dacă nu știu, că e nebun la cap, omul. Probabil are un vibe-ul metru. Dar să știi că nebunile... Deci în cost de sală dai drumul la vibe. Aici e vibe-ul bun, aici punem, da. Crede-mă că sunt... Deci eu pe unde mă duc, ori mă iubesc oamenii, ori mă urăsc. Pentru că avem chestii de alea, adică efectiv mă uit la oameni. Bă, sunt fain oamenii ăștia, că dacă nu... mă simt apropiat cu eu cu voi aș putea duce într-o excursie. Iar dacă aș putea să merg până în vamă 3 zile cu voi, înseamnă că e bine de povestit împreună și de cântat în locul respectiv. Cum ne primesc oamenii? Dacă, uite, de exemplu, îți dau un exemplu, ne sună cineva, că, sau sunăm, sau ne sună indiferent, vorbim cu cineva, că vrem să facem, apoi că, ciao, gata, next. Dacă am simțit o fărâmă de ceva că nu se leagă, n-are sens. Okay. Și prin felul ăsta găsim foarte mult, foarte, niște experiențe foarte intense. Și vin și restul. Că unde nu ducem lipsă de nimic. Una foarte intensă undeva în țară. Unde s-a întâmplat? Ar trebui să le iau pe rând, că în primul rând sunt unice și diferite. Nu vreau să te pun să faci un top 5, dar vreau una care să te fi mișcat cumva. Uite, de exemplu, să emoționez puțin fetele la radio. De o fată care m-a marcat, chiar vreau să povestesc. Am fost în Arad, am cântat acolo și la show-ul ăsta cu Blana Condios, eram singur, intram în filmele mele, am închis ochii și cântam acolo. Și la un moment dat deschid ochii, era lumină difuză și o văd la cât era, 2 metri în fața mea, toată plânsă. În momentul ăla m-au trăsărit și pe mine toți fiorii, am închis ochii la loc și mi-am continuat treaba, ca să nu cumva să mă pierd pe acolo. Cele mai puternice deci emoții... Deci ultima oară le-am văzut niște fete plângând la Nothing Girls Matter și mi s-a părut patetic și trist. Fii serios, măi, de la Beatles încoace au început fetele să plângă... Silviu, de la Beatles încoace au început fetele să plângă înapoi la concertele Corbu. Eu nu știu dacă asta e neapărat o laudă. Vreau să mai zic încă o chestie, că uite, mi-am adus aminte singurele momente pe scenă care efectiv mi s-a pus nod în gât și n-am putut să vorbesc. Noi am terminat cu trupa, cu full band, cu spectacolul ce am pățit o dată, am terminat un turneu care s-a numit Turneul Vracilor de Vin Nou. Ok. Care a fost făcut acum, o săptămână, două. O săptămână. Acum o săptămână. S-a terminat acest turneu sau e work in progress? S-a terminat, a fost ediția a doua, cu 4 concerte, le-am făcut prin nordul Transilvaniei, dar ce vreau să zic e că fiind în perioada de săptămâna trecută, la un moment dat mi-am planificat, asta a fost la primul concert, că la următoarele n-am mai reușit nimic, mi-am planificat ce text să fac, să dedic un minut de liniște celor din colectiv. Deci, n-am putut să vorbesc. M-a răvășit așa o... Okay. Nu știu, atât, gata. Alea au fost niște momente grele. Ți-ai luat un bărbat sensibil. Da, mă. Ok, nu știu chiar ce curios. Sper, da. Florin. Eu. Tu cum îl suporți? Cum vă suportați pe scenă? Mai nu e vorba de suportat, că noi doi chiar lucrăm foarte bine pe scenă. Chiar dacă înainte a fost cu rupere de nori, în momentul în care cântăm să... Corupere de nori, în momentul în care urcăm pe scenă, treaba merge destul de bine. Adică, din punctul meu de vedere, poate unul din cele mai bune concerte ale noastre, de când ne cunoaștem, a fost după
un moment în care nu puteam să ne privim în ochi. Dar ce cumva se întâmplă, să Dumnezeule? Ce ai făcut? Iubirea este la un nivel foarte ridicat și la fel și pretențiile. Sunt direct proporționale și atunci... Sunt standarde ridicate. Da? Exact, okay, exact. Lasă că e sănătos așa. Este. Mm-hmm. Știi ce mi se pare mie foarte complicat? Bine, eu în calitatea mea de nemuzician. Să te sui cu un band pe scenă și să te sincronizezi, băi nene, pe timp și pe instrumente și să pornească piesa fix în același timp. Wow. Se întâmplă următoarea chestie, că asta de fapt are rădăcină fix în vibe-ul grupului. De-aia noi punem, asta Luiza a inserat, Îngerul Păzitor a inserat între noi chestia asta. Că eu eram de părere că nu, prietene, ne întâlnim, cântăm fiecare ce are de cântat și lași căciula, că nu iese nimic. A inserat prietenia și dragul între noi. Noi când ne urcăm pe ce nu mai stăm să ne gândim ce are că fiecare de cântat. Avem o singură regulă, băieți, ședință de grup, durează 3 secunde. Ne relaxăm și rupem. Că n-avem reguli de alea, trebuie cântat așa sau că nu știu cum am făcut, nu știu când. Ne relaxăm pentru că suntem toți care cântăm proiectul ăsta, sunt la un anumit nivel în care putem face ce vrem noi pe scenă și să iasă bine. Așa că n-avem probleme de genul ăsta. Atâta timp cât ne iubim între noi, cum zice... Și aveți semne de-astea? Mai faceți din sprânceană? Absolut! Bag-o pe aia acum? Sau? Absolut! Bineînțeles. Păi da, bineînțeles. 60% din show-ul e numai din față. Din ochi, gesturi. Hai să zic o poveste super tare, că suntem la radio. Pormă vreau să ne arăt de ce Dumnezeu mi-a stricat studiul. Mi-a stricat studiul cu atât de cabluri. Vă zic foarte scurt. Se ivește momentul să mergem în Canada de 1 decembrie în comunitate de români să cântăm. Uite ce fețe foarte bună. Foarte mișto poveste, ascultați cu atenție. Totul bine și frumos, doar că mergând pe... Cum să zic... Totul foarte bine și frumos, până la o zi înainte de a merge, când ne spune toboșarul nostru de atunci că pur și simplu nu vrea să vină. Bine, men. Trec peste detalii. Îl luăm pe colaboratorul nostru care și-a sunat trupa. A zis, bă, nu știu ce să fac, că m-au chemat așa în Canada și-au anulat aia concerte numai ca să meargă ăsta cu noi, Sebi Arvai, de la trupa Scor din Cluj. Salutăm! Super om. Deci n-ai cum anulat cu colegii lui, zic, man, ești nebun la cap, du-te, anulează-ți tot, duci cu ei acolo. Unde ați cântat în Canada? În Calgary. A fost olimpiada acolo. Ok. Mergem așa, n-am apucat să facem nicio repetiție, că n-aveam când, am fost luați prin surprindere. Pe avion, băi, nu. Pe și urmate, dar stai să zic. Pe personal, nu? Ajungem în avion și avionul la un moment dat a făcut o pauză undeva într-o stație și primul lucru pe net, să ne uităm pe neturi ce se întâmplă la pe Facebook. Și îl vedem pe colegul nostru Cristi, că ne trimite o poză, colegul nostru Cristi de la pian, adică singura armonie în trup, atenție, pianul, că în rest era basul, vioara și toba. Toba era pe nicăieri. Scuză-mă puțin, vioara nu e armonie? Din punct de vedere muzical, vioara este un instrument care cântă linii melodice, iar armonia, acorduri și chestia asta era asigurată de pian. Ok. Iar basul suplinește baza. Spațiu dintre pian și tobă. Na. Iar noi eram descoperiți, pentru că armonia... Ciaules, baules. Ritmul și armonia. Ah, stai că n-am zis ce a pățit ăsta. Okay. Și citim pe Facebook acolo, ne trimite ăsta panicat mesaje, man, am picat cu scara și a spart cotul, are metal în cort, de urgență în spital. Ne-a trimit poze cu el sedat. O zi înainte de cântarea din Canada. Și imaginează-ți, era vioara și basul. Și mai era unul cu toba care nu știa piesele cu noi. Noi în drum spre Canada, în avion. Și îmi scrie un prieten, am văzut că aveți concert în Canada. El mutându-se, nu știu, de... Da, Vlad de la trupa Fjord, trupă pe care vă recomandăm intens să o ascultați, că sunt demențiali. Bă, ce tare că vii la concert, ia-ți chitara. Am înțeles că prietenul vostru era în Canada, să înțeleg. Da. Vrea să vină așa, că am ajuns și noi la acolo. Și i-am zis, bă, foarte bine că vii, ia-ți chitara, învață piesele, ne vedem pe scenă. Și uite așa ne-am dus, că am pornit de la cum comunicăm și cu semne așa mai departe. Și ne-am împărțit în echipe. Eu am stat pe chitară, el, Florin, a stat cu toba și numai din ochi. Amu!
Dă-i! Remajor! Tu ai povestit acum o chestie pe care eu o tot constat de-a lungul timpului. Îți pui în cap să faci o treabă și ea o să-ți iasă, mai ales dacă este o treabă destul de complexă, ea o să-ți iasă numai dacă te ții de ea, pur și simplu. E un tip de rit pe care trebuie să ți-l impui ca să-ți iasă. Niciodată, dar absolut niciodată, nu-ți iese din prima, ai tone de piedici, tone de piedici. Se spune că eu merg pe o idee te împiedică îngerii ca să tu să faci dovada faptului că îți dorești să se întâmple povestea foarte tare. Pe de-o parte, pe de altă parte, apar tot soiul de oameni în demersul tău, în momentul în care vrei să faci treaba asta, care vin și te ajută să consolidezi povestea. Și există acest manual al întâmplărilor, până la urmă ți iese și când îți iese este și foarte rewarding, dar niciodată nu ți iese cum ți-ai imaginat. Niciodată, așteptările sunt periculoase, cele mai periculoase. Sunt niște chestii după care eu mă ghidez. Una dintre ele este că nu sunt probleme, doar soluții. Ce sunt? Ce Dumnezeu se poate întâmpla nou pe pământul ăsta? Nu merg un cablu. Știi ce am făcut în Canada? Nu m-am gândit că iau altfel de priză. Da, corect. Nici eu nu m-am gândit că bateriile de 9 volți care îmi trebuiesc mie la bască activ, mergând cu ele în avion, ghiși ce se întâmplă la 10.000 de metri altitudine, unde e foarte frig. Să duc. Și m-am trezit în timpul concertului. Mi-am tăiat toate alimentările, le-am modificat, am găsit baterii și le-am scos la capăt. Păi și ce funcționează când te-au scos din priză? Nu, le-am... Am rezolvat-o. Am rezolvat. Evident. Iar Luiza a mai inserat o formă de abordare. E foarte ușor să renunți. Oricând poți renunța, nu? Acum pot să-mi dau jos căștile și am renunțat la cel mai comod lucru pe care da. Poți să-l faci, dar ești total nefericit. Da. Și atunci noi mergem înainte. Faptul că nu vezi soluția, aia nu înseamnă că ea nu există. Înseamnă că mai pot tot încerca. Eu am fost cel mai bun la rezistență la sport în școală. Știi de ce? Că am zis, bă, e imposibil. Cât timp stau pe picioare, înseamnă că stau pe picioare. Și am alergat până când urma să leșin din picioare. Nu s-a întâmplat, că m-am oprit, da. Când se duce zahărul din organismul ăsta, se întâmplă. Cred că asta e fun și pe scenă, să cânți până se duce zahărul din organism, până caz la sfârșit. E super tare și... Și cred că mai este... am văzut cu ochii mei, băi, în momentul în care ai cântat pe scenă și ți-a ieșit bine și ai coborât ce adrenalină și ce vibe extraordinar ai după concert. Adică vă invidiez sincer pentru asta. Cumva am pățit și eu și la radio, după ce mi-a ieșit o emisiune pe care eu am considerat-o relativ bună, deși și aici nu știi niciodată ce se întâmplă. E cumva ca pe scenă. Și am mai pățit când am avut niște proiecții ale filmelor și pur și simplu ale filmelor mele și m-am hrănit foarte tare cu vibe-ul din scenă, cu la ce glumițe râdea lumea, în funcție de zonă. Noi exact pe chestia asta mergem. Noi avem, mă autocitez din spectacol, noi avem o bază pe care ne bazăm, pentru că restul construim tehnic cu acustica din sală, iar sufletește cu sufletele din sală. Dacă mergi, adică sunt foarte mulți care fac chestia asta, se duc pregătiți, au un spectacol foarte clar, știu ce au de cântat, știu când dau play și când dau stop și ce acorduri prind. Și iese bine, sigur că iese bine. Dar poate nu tot timpul te mulezi pe vibe-ul oamenilor. Și atunci ce se întâmplă? Și atunci noi punem foarte mare accent pe ce am zis și mai devreme, pe inserția Luizei la noi în trupă, pe vibe-ul nostru, pe prietenia noastră. Atâta timp cât ne simțim bine, îi rupem pe toți, îi mâncăm de vii. Muzical vorbind, artistic. Sunt absolut de acord cu tine. Am asistat la trupe românești celebre la concerte în cadruri mai restrânse, într-un cadru mai restrâns, unde lumea să stea jos și cei de pe scenă erau foarte ofuscați că de ce stă lumea jos? Băi, dacă tu nu ești în stare să mă scoli în picioare, de ce te superi pe mine că stau jos? Fuck you! Da. Ba, mai plăti și bilet. Deci, noi încercăm să nu luăm, în primul rând, să nu subestimăm publicul. Din păcate, foarte multă lume și toți suntem cumva învățați așa, unii de la alții, să subestimăm publicul. Publicul nu e prost. Sunt de acord cu tine, da. Publicul, din potrivă,
mult mai așa. Și atunci noi mergem fără să demonstrăm. Noi nu mergem la oameni să le arătăm ce am învățat noi să cântăm. Am făcut facultăți, am dat examene, le-am epuizat alea. Noi mergem să la propriu, dăm sufletul pe tavă la concerte. De aia nu putem să o dăm decât bucurându-ne de ce se întâmplă, fără așteptări și fără a merge să convingem pe oameni. Man, eu nu te conving nimic, am venit să cânt. Dacă mi se rupe o coardă, ți arat cum o schimb. Dacă nu s-a făcut probă de sunet, te aștept în sală și îți și explic că am făcut de astea, facem de astea. Uh-huh. Mi s-a terminat bateria. Trupa merge înainte, că jam session frumos care creează o atmosferă în care eu pot să duc spectacolul mai departe. Imaginează-ți la un spectacol de la unde e tot clar. Cred că e complicat că s-a dus basul totuși. Da, cred că a durat un minut până am rezolvat-o. Basul mai puțin, este cel mai stabil din toate punctele de vedere în proiectul Corbu. Zici? Asta e un compliment. Știu. Când am făcut filmul cu Vank, basistul, noul basist, avea o poveste, zicea așa, vocalul pleacă acasă cu 3 gagici, chitaristul cu 2, tobarul cu 1 și basistul cu un alt băiat. Păi da, să-i care basul, care instrument mare. Da, că e mare și e greu, da. Am înțeles. E o problemă asta. Este o problemă. Dacă mai ai și un case, dacă mai ai și amplificator, dacă... Probleme cu spatele, am înțeles. Chiar da. Da. Asta cred că e o eternă problemă a muzicienilor, cel puțin în România. Dacă nu ești vocalist, ai probleme cu spatele. Că-ți care amplificatorul și așa mai departe. Mai sunt foarte multe de cărat și la un moment dat m-am enervat într-o zi și m-am tot plâns. Mamă, câte cutiile din lume, m-am săturat să le car, mai car nimic. Și a zis îngerul păzitor așa, o du voce de peste tot. Vrei să fii muzician? Cară-le toată viața. Încheia citatul. Imaginează-ți cum m-am simțit eu. Da, hai să dăm din casă. Venind cu duba de turneu a proiectului vostru muzical. Corbu mobilul, dând jos, stând în dreapta șoferului, dând jos parasolarul și m-am trezit cu un fluier în brațe. Da, știi că instrumente în cap l-am noi în Corbu mobil. Am văzut, da, plus cred că o să-ți confisc asta. Ok, asta este instrumentul meu. Ce instrument ai adus acolo? Pentru că este atât de bine asortat cu sigla din spatele tău, ți-l fac cadou. Să audă toată lumea aici. Și... trebuie să mi-l semnezi. Cu mare drag. Adică bag o melodie de-a noastră în locul alea. Poți să faci asta? Nu. Și că mi-ar plăcea să avem, să punem un bluștuț pe ele și să putem să jucăm în rețea. Da, ar fi fain. Știi ce am vrut să facem? Cred că este unul din primii pași de la analog la digital. Da. Am vrut să organizăm un concurs de rezistență care joacă mai mult. Nu contează ce și nu contează câte puncte, nu, nimic. Efectiv să joci. Care reziste cel mai mult la jucat cu el? De acum că mi-ai luat unul, mai am și eu unul. Noi doi. În emisiunea următoare, să vedem dacă rezistăm până la final. Ce e acolo? Acolo, ce aici în jurul meu. Făcălețul ăla, ce-i cu făcălețul ăla acolo? Ăsta. Ăsta este un instrument muzical foarte, foarte drăguț. Este un instrument foarte vechi, printre cele mai vechi instrumente muzicale, cavalul. Instrument de suflat, cu găuri. Ce val, trece. Stai că mi-ai zic o dată. Zi acum. Ce val, cavalul trece. Dar eu n-am defecte de-astea speciale pe voce. Și... mă bucur foarte mult că instrumentul ăsta în ultimii ani a apărut foarte mult între tineri și între oameni care nu neapărat sunt muzicieni. Iar pe mine mă bucură foarte asta. Uite, de exemplu, ungurii sunt foarte muzicali. Acolo toți liceenii cântă la ceva, adică începând de tineri, de la liceu, facultate, încolo toți deci cântă folclor. În toată Europa, fiecare Europa occidentală, copiii la școală învăță cât un instrument, ceea ce cred că este foarte important. Da, la noi, din păcate, în locul muzicii faci matematică, în locul spiritualității faci tot matematică sau fizică și în locul sportului faci tot matematică și fizică. Îți mai rămâne desenul. Dar nu-l faci pe ăla, că îți vine teza și mai schimbi și pe ăla. Și atunci tot așa se strică pe rând generații întregi.
Dacă intrăm în zona asta a educației, mă apucă nervii, pentru că știu cum e cu femeia. Mi-a văzut cum am ridicat și eu tonul deja. Da, da, da. Adică are un rucsac care mi-ndoie mie spatele, pur și simplu, cu prostia aia acolo. Nu mai vorbim de orele de muzică și așa mai departe. Care, cumva, sunt pe materia de muzică, eu dar procedura... Păi nu există dascăli, înțelegi? Există profesor, nu mai există dascăli, în fine. Eu sunt o victimă a sistemului și odată și odată o să stau, dar trebuie o zi întreagă să zic câte probleme, prin câte am trecut. Cum am fost hăituit din toate școlile. Te-au dat afară de la școală pe tine. Da. M-au dat afară de la școală, m-au dat afară din orchestră, m-au certat ăia, m-a chemat pe maică-mea la școală, maică-mea a plâns, vioara am aruncat-o, de alea. Ce melodramă. Da, serios, a fost super ciudat. Și să vezi unde am ajuns, că după 16 ani de școală, la licență, când m-am certat cu profesorul coordonator, că nu vreau să fac Shostakovich și nu știu ce muzici în deșteptă. Man, m-am dus la anticarea, mi-am cumpărat cărțile, am citit despre și nu îmi place. Îmi place despre vioară în jazz, blues și rock. Și așa mi-am făcut lucrarea de licență și am rupt cu ea. Dar cu ăștia nu fost de acord. Și văzând ce subiecte mi-am ales, unul dintre profesorii din licență zice: dar tu de ce nu studiezi ce-ți place? Serios? Acum mă întreb. După 16 ani, man, mă întreb ce-mi place. Nu știu ce-mi place, că de-aia am venit la școală să mă ajutați să mă definesc, să mă descoper. Mi-au mai povestit niște prieteni, culmea, foști muzicieni, da? Sau oameni cu talent, care au făcut conservatorul și s-au lăsat, nu s-au mai atins de instrumente și s-au lăsat complet de muzică după ce au terminat conservatorul. Conservatorul pentru ei nu a însemnat decât am terminat o facultate, am o diplomă, pot să-mi văd de viață. Pur și simplu mi-au explicat că dacă nu vrei să te faci rapsod, nu ai ce să cauți la conservator, pentru că exact așa cum este construit sistemul de învățământ acolo, îți distruge orice pasiune pentru muzică. Da. O asculți, îți dai seama că sună bine, te bucuri de tot felul de chestii, dar tu să mai ai puseul ăsta, să te apuci de un instrument, să faci o treabă, ți-l omoară pur și simplu. Cam toate domeniile sunt aparate de distrugere a formei sincere pe care poate să aibă un potențial artist. Sunt extraordinar de rari profesorii care fac ceva și scot aurul din copii, ca să folosesc expresia asta. Să știi că asta nu e tocmai o problemă numai aici. Am văzut un documentar, ce drept era, cred, pe la începutul anilor 2000, cu Tricky, da? Tricky, știi ce zic, Tricky, de la Massive Attack, pe vremuri. Așa. Ok. Și documentarul cu el presupunea să-l plimbe prin Bristol, de unde venea el, să povestească chestii despre viața lui. Și a fost un moment în care a ajuns în școala în care a făcut-o și a intrat fix la ora de muzică, unde era laboratorul de muzică, unde era un profesor și copiii. Și s-a jucat un pic pe instrumentele alea, profesorul a arătat și el la cameră ce făceau cu copiii și a ieșit cu scandal. Pentru că Statric i-a zis: băi, dar nu-i lași să fie ei creativ, le arăți niște chestii pe care trebuie să le îmbine cumva, de tine stabilite. Not ok. Apropo de chestia asta, le-ai omorât toată, mi-am adus și eu aminte de un exemplu și o să-l fac foarte scurt. Alex, un prieten de-a meu, am fost într-o școală undeva prin Olanda, sau nu știu unde s-a dus, de unde a fost dat afară de la școală, pentru că s-a certat cu ăla că-i free jazz. Păi lasă-mă să cânt, man, ce vreau dacă-i free jazz. Păi nu, că dacă-i free jazz trebuie să cânt anumit șir de acorduri. Păi dar nu era free jazz? Nu pot să cânt fix ce vreau? Ești liber să faci ce spun eu. Și s-au certat, da, pe ideea asta. Și s-au certat aia și l-au dat afară. Acum vin înapoi în București. Hai să revenim la Caval. Caval. Ce-i Caval? Adică ce? Ce-i Caval? Cavalul cântă. Mm-hmm. Niște pedale acolo. Da, este pedala de volum care face să se audă această dronă. Această dronă vine de pe tabletă. Vă recomand aplicațiile muzicale de pe tablete și telefon, că pot să fie inspiraționale și să iasă momente drăguțe prin asta. Dacă veniți la concertele Corbu, o să vedeți tot mai multe și mai multe. Apocalypse. No. Yeah.
Doamne, 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 că mulți te zic Doamne, dar Dumnezeu gândești că dorme cu capul pe mănăstire și de oameni n-are știre. După toate acordurile astea nu-mi vine decât o întrebare în cap. Băi, ești din Zalău? Din Zalău. S-a făcut nene Țuica. Măi, nu știu ce să zic, că eu mă feresc de Țuica din Zalău. Da, e cea mai bună reclamă. Așa. Eu mă feresc foarte mult de Pălinca din Zalău pentru că... E mie poți să-mi spui. Știi că sunt aia... Avem profesionii... un fus de undeva, de unde-i fusul ăsta? L-am auzit și eu, dar nu știu de unde a venit așa. E așa acum? E mult mai bine, e mai încet, dar e... E, da. Ok. Ce-am stricat? Ai apăsat cu un cablu. Ok, acum e bine. E bine. Da... Nu, ce să zic, așa e la radio, asta e, cu scule multe. Cum salvăm momentul? Da, pe mine cu o comisie de specialiști m-am învățat următorul lucru, și anume când bei țuică sau palincă, trebuie să-ți ții respirația, pentru că aburii astea să se ducă în naș, te îmbezi mult mai repede și te îmbezi ca prostul. Asta e un truc foarte sănătos. Măi, știi, vreau să zic că sunt ca aia care vând chestii dubioase și nu consumă. La fel și eu știu despre palincă, dar nu consum. Înțeles. De exemplu, la noi sunt de aia care făceau la 60 și ceva de grade pălinca. Ești nebun, mena, e tort, e cocktail molotov. Iar alții sunt care fac pe la 52 de grade. Eu nu pot să beau așa tot, ceva. Tot rea e. Da. Arde. Eu mândre de aia, de ardelean, să mândresc ca o pălinca tare. Ok, man, o bei tu singur acasă, dai la unul, l-ai impresionat. L-a impresionat. Da. We have a man down called the helicopters. Băi, da, nu scăpăm de fusul ăla, dar să știi că poți să-ți mai dau un microfon. Oh. Asta să fi fost? Ceva statică? Priză? E, nu, e vorba de multe microfoane de-astea. Minune tehnici moderne. Gata, am revenit. Modern. Știi, uite, hai să mai zic o chestie, mufa de la cablu de microfon. Că vin de ea, merg artiști și cântă și nu-ți merge un cablu. Cum să nu meargă cablu? Că doar din mai cânt pe el și l-am scos de 5 ori pe săptămână, l-am întins și l-am pus la loc. Și tot timpul merge, numai acum nu merge. Păi da, man, dacă l-ai folosit atâta. Eu știu cum pățesc cu căștile. Eu mergând adesea cu căștile pe stradă, când le bag în buzunar, băi, deci când se încurcă căștile, nu se încurcă nimic. Da, da. Doar femeile pot să te mai încurce. Femeile și căștile se încurcă. Luiza, ce este starea 23? Înainte de a-ți răspunde la întrebarea asta, pentru că ai zis următoarea afirmație, femeile încurcă, vreau să spun două lucruri foarte frumoase. Am fost mitocan. Nu, e ok, îmi plac mitocanii dacă au inteligență, e super ok.
cele două coperte ale albumelor, Zbor spre rădăcini și Ce am pățit odată, sunt două femei acolo, dar au un scop și mi se pare că, nu știu, cumva prin simbolistică aduc niște răspunsuri la ce cred eu că este societatea feminină astăzi. Pe coperta albumului Zbor spre rădăcini apare o femeie cu spatele gol, care este susținută de o stâncă și privește undeva din spațiu spre ceea ce noi am numit a fi floarea vieții. Adică este o reproducere a simbolului florii vieții, care apare de obicei pe porțile maramureșene, dar aici este văzută din spațiu, așa și-a imaginat-o artistul. Și am spus zbor spre rădăcini pentru că, nu știu, mi se pare că artiștii toți vor să zboare spre ceva, adică au un soi de libertate la care visează cealaltă. Cealaltă. Asta? Cealaltă. Okay. Chiar cealaltă. 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 Aia. Acolo. Zbor spre rădăcini. Okay, Bogdan? Cu toții ne putem lua zborul, dar nu poți să-ți iei zborul oricum. Trebuie să știi ce-i cu tine pe pământul ăsta, care e originea ta, care este esența ta, la care nu poți să ajungi decât prin experiențe multiple de tot felul. Întâlniri remarcabile cu oameni care îți schimbă cumva traseul vieții. Asta este un punct de vedere, zbor spre rădăcini. Și care poate să fie, dacă vrei să zici, din punctul meu de vedere, poate să fie esența sau sămânța unei societăți. Pe cealaltă, unde apare tot o femeie, este un desen făcut de acest sculptor maramureșean, care și-a ținut vreo 20 de ani desenele, schițele în pod, până când a venit corbul să le scoate la lumină. Acolo este, pe cealaltă, este o femeie văzută în oglindă, adică sunt secționări ale corpului. Și asta spune un lucru foarte important despre noi, că suntem un fel de puzzle, un fel de reflexie a experiențelor, a întâlnirilor cu oamenii pe care le avem și în felul ăsta noi ne construim sau ne autoconstruim. Dar nu știm cum, poate să fie o construcție în care, iată, femeia apare cu trei sâni, cu trei brațe, cu trei creiere. Depinde ce pui tu acolo în tine. Pornești de la esență și în jurul esenței reușești să construiești ceva. Și un lucru foarte important și l-am învățat de la artiști. Artistul în sine e foarte frumos, e foarte pur, e foarte curat, dar este prăfuit de tot felul. Și dacă un manager, că asta înseamnă să fie ager, știe să dea praful ăla la o parte de pe artist și să ajungă la puritatea lui, adică la aurul, la ce poate să dea el mai frumos, atunci suntem cumva câștigați. Am simțit nevoia să spun lucrurile astea. Știu. Mintea mea pervertită mi-a adus aminte o glumă absolut misogină pe care am văzut-o în South Park, dar nu știu dacă e cazul să o reproduc aici, pentru că tu ai spus un lucru foarte frumos care este. Dar spune, nu că e important să avem contraste în viață, ba chiar ne dau idei. Ok, era un profesor în desenele South Park, era un profesor care avea niște comentarii misogine și elevii s-au sesizat, domn profesor, dar comentariile dumneavoastră sunt cam misogine, și profesorul a spus, cum poți să ai încredere într-o ființă care sângerează 5 zile pe lună și nu moare? Da, e foarte bun. Complet. Adică dacă suntem misogini, măcar să ridicăm asta la rang de artă. Foarte bun, da. Vreau să dăm iar puțin din casă. Noi am petrecut, hai să zic, aseară împreună. Și există proiectul vostru cu starea 23, există o treabă voastră cu starea 23, există o simbolistică a numărului 23, una pe care o știu eu, alta pe care o știți voi. Și acest manual întâmplărilor, cum ne-am legat, cum s-au legat lucrurile aseară, de pildă. Cu 23. Da. Hai să spunem toată povestea. O zicem toate, dar vreau să încep cumva cu o mică introducere, că mai întreabă lumea, care e treaba cu 23-ul ăsta, de unde și până unde... De ce 23? Că v-ați căutat voi 23. Nu l-am căutat. El apare în jurul nostru și la un moment dat am început să-l observăm, că e foarte prezent. Apoi am început să ne uităm, să ne documentăm. Am văzut și filmul, și celălalt film, și ălălalt film, și explicația aia, și teoria aia, toate. Fiecare înțelege ce vrea, ce poate, ce experiență are în mintea lui referitor la acest 23. Eu știu așa. Pentru mine este ca o binecuvântare. Când se întâlnesc doi și zice, bravo bă, dă-i înainte că e bine, dă-i înainte. Iar o observație referitor la 23. 23-ul apare legată de blana con Dios, starea 23. Nu există nici măcar o singură zi
în care să fi cântat Blana Condio și să nu apară 23. În fiecare zi, sub o formă sau alta, a apărut. Mergem la after party de vreo 5 ori consecutiv în orașe diferite pe strada la numărul 23. Mergem nu știu unde la 23. Mergem nu știu unde la 23. Iar ieri am fost... Hai să spunem pe asta cu ieri, că e foarte interesant. Ieri am fost la Radio 7, la Alex, cel fără cont de Facebook. La matinalul. Așa. Și n-am observat asta decât seara, când... Deci ieri a fost o zi în care la matinal ați cântat. Da, am cântat niște fragmente din spectacolul ăsta Blana Condios. Fără să se arate nici cum 23, nici dimineață, nici toată ziua. Nici toată ziua până seara, când ajungem pe stradă la numărul 23, la apartamentul 23, la interfon 23 și am cumpărat și niște beri care au costat fix 23. Și ca să fie 23-ul plin... Avea pe perete un desen cu o copertă de la Gorillaz, care avea pe tricou desenul respectiv personajul 23. Serios? Care se întâmpla, să spunem, la mine acasă, iar desenul e făcut de fime. Na. Mi-a făcut desenul pe perete. Câți de 23? Da. Și asta a apărut într-o zi în care am cântat Blana. Deci e valabil. Eu știu despre 23 așa. Nu sunt de specialitate, spun ce mi-a ajuns și mie pe la urechi. Odată avem filmul cu Jim Carrey, unde 23 are o conotație destul de cumplită și negativă, iar ceea ce urmează să spun este cumva același lucru. Există aceste stări de conștiință. Spre exemplu, o plantă are o stare de conștiință nouă, știu. Omul, cred că de la 15-16 în sus, până la 18-19, Dumnezeu ar fi, dacă nu mă înșel, la 49. Iar noi, ca să ajungem, după ce nu mai suntem în viață, să ajungem cât mai sus, cât la o stare de conștiință superioară, trebuie să depășim de la 27 în sus. Iar 23 este fix locul unde se presupune așa zisul iad, unde se află tot soiul de oameni care nu și-au atins planul existențial, care au făcut foarte mult rău, unii nici măcar nu știu că au murit... Asta știu eu despre 23. Nu sunt de specialitate, nu sunt nici vreun ezoteric, îmi place vinul, îmi place viața. Mai beau și palică. Într-adevăr, și în filmul ăla cu 23 are o conotație dubioasă și ești primul care aduce o teorie oarecum negativă. Dar asta completează exact forma în care ne învârtim. Este o poveste a contrastelor. Uh-huh. Nu-i numai bine sau numai rău. Împreună formează chestia mai înaltă decât ce e. Și apropo de filme, vă recomand și filmul Split, unde au pus accentul foarte interesant, tot pe 23, era un personaj, avea 23 de personalități care se manifestau care cum vroia, dar toți știau de existența feminin sau masculin personaj. Existența și okay. Personalitățile lor erau și. Ok. Foarte, foarte interesantă ideea și de fapt în filmul respectiv era cumva un psiholog care studiază și susținea că oamenii care au personalități diferite, imaginează-ți, ai o personalitate care este un foarte bun zidar, ai o personalitate care e foarte bun moderator de radio, un manager. Și dacă reușești să-ți controlezi creierul, care să le poată gestiona toate abilitățile astea deodată, ăla era, în filmul respectiv, era a 27-a personalitate, cumva. Nivel, nu știu cum să mai explic. Uitați-vă la filmul Split. E o trilogie, sunt mai multe, e foarte bun. Asta îl putem recomanda managerul. Dacă vrei să fii un manager foarte bun, fă un studiu de caz pe filmul Split. Am înțeles, eu trebuie să-mi dezvolt o personalitate de a atrage 1 milion de euro. Uite, apropo de personalități și de detalii de astea... Nu știu să mă conectez la egregorul energetic corect să vină milionul ăla în cont. Tot încerc. Trebuie urmărită și râdem și glumim, dar știi ce am început să fac? Am început să-mi urmăresc anumite reacții și am o personalitate care se numește Gina, de la Gina Vagina, că e proastă.
Noi o cunoaștem. Da. Și câteodată... Da, mă, e serios. Da, da. Și când mă apucă câte o tâmpenie de aia, nu, că nu-mi place, mi-e frig, mi-e cald, am scule de cărat, mi-e foame, mi-e sete, bă, Gina, chill. Și ia un dulce, rezolvă-ți problema cu glicemia, da. Știi cum funcționează? Da, da. Instantaneu îmi revin. Măi. Și mai fac încă un joc de asta, apropo de personalități, acum m-ai provocat. Bă, concertele noastre încep la ora cu tare și 23 de minute. Și mai vine câte unul să mă întrebe, dar voi când începeți? Nu știu, prietene, eu sunt cu sculele aici. Să vin artistul, eu sunt cu scena, habar n-am, eu montez scule, nu știu. Să uită ea ca la prost. Ce-i cu ăsta, mă? Nu, el cântă. Nu, eu sunt cu scule, nu vezi car. Asta e o chestie foarte sănătoasă. Când cineva vine foarte agresiv, fiecare om are propriul lui ritm, știi? Da, da. Și atunci da. Dacă e dibuit ritmul și o dai contra ritm, ai câștigat lupta. Pe de o parte. Pe de altă parte, băi, știu cât de interesante sunt și cât de important este să-ți conștientizezi propria-ți prostie. Deci am momente, jur, am momente în care mă scarpin în cap. Ori după o zi, ori după o întâmplare, ori după ceva ce cumva retrez retroactiv, băi, nu-mi vine să cred că am fost atât de prost. No, aia adică e gina ta. Cumplit. Exact. Dar e gina ta. Nu i-am dat nume și cred că nu i-aș da feminin. Sigur că da, că trebuie să o descoperi tu. Eu am descoperit-o pe Gina, dar mai am câteva, nu neapărat feminine sau masculine, mai am câteva de astea care se manifestă. Drăguțe? Drăguțe? Unele da, altele handicapate. Serios. Și le observ. Și în momentul în care reușești să-ți observi reacțiile, le gestionezi mai ușor. Și apropo de grup, zic, băieți, n-am fost eu, scuze, era Gina și proastă, iertați și să o eliminăm. A fost ziua ei astăzi. Trebuie să-i dăm și dreptul la viață. Da. Nu, eu am început să o miros pe Gina. Gina își dorește să bea puțină cafea, că se simte inconfortabil. Mă iertați puțin, că nu pot altfel. Care avea cafea acolo? S-a terminat cafea. Mai vrea. Gina bea multă cafea, e agitată. Băi, să știi că după ce îți faci refill-ul, că știu, a trecut o oră deja din emisiune și se vede, cum îi zice, că cel puțin la unii dintre noi se simte că se duce nicotina din sânge. Și da, mai ales la Florin. Eu? Nu. Am revenit. Așa? Deci cam ăla e un gest... Da. Ce instrumente mai ai acolo? Ai o vioară. Mai am o vioară, mai am și ceva drăguț aici, nu știu exact cu care să încep. Aș începe cu asta, că tot îmi stă pe cap. Deci ăla este, jur, este instrumentul meu preferat. Și a devenit instrumentul meu preferat, nu de când îl știu, ci de când l-am văzut într-un context de muzică, era o trupă norvegiană de techno, care foloseau drâmbă. Băi, și suna atât de bine. Nu îți cred. Recomand și celor care ascultă, și probabil că o să dăm un link în comentarii pe acolo, nu știu exact cum să pronunțez, niște unguri se numesc Airtist sau ceva de genul. Airtist. E un joc de cuvinte. Okay. Drâmbă, digeridu și beatbox. No, shit, ok. Deci muzică electronică, ăla, analogă și live. Deci e fantastic ce facă ea acolo. Bun. Asta e un proiect muzical, Airtist. Da, okay. Sunt niște unguri, super tari. Am văzut trupe ungurești foarte bune. Sunt foarte bune. Eu am văzut și eu drâmbe așa de-a lungul vieții, dar momentul în care m-a impresionat pe mine drâmba a fost când am văzut-o la Mircea Florian. Și un artist pe care îl respect până în pânzele albe. Iar cu ocazia asta vreau să specific și să menționez foarte clar, să știe toată lumea, că sunt singurul din țară care a făcut cover de drâmbă. După Mircea Florian. Înțeles. Eu nu mai știu om care să fi făcut cover la drâmbă. O să, după Mircea Florian. Data viitoare să încerci unul la Master of Puppets. Da, aș putea. Și o bași prin efecte și defecte speciale? Da, o bași prin efecte. Reglez acolo chestiuțele. Da. Okay. Încerc să nu mișc cablul ăla cu fâș. Este important, da. Ar trebui inventat un zeu. Un zeu de ăsta care să fie responsabil de bunul mers al concertelor, al părții tehnice. Zeu tehnic, da. Da, zeu tehnic. Și să ne strângem, eu? Să punem o rugăciune înainte ca să meargă treaba. Nu râde că eu cunosc oameni care se roagă pentru tehnicienii de scenă.
Este foarte important. Dar cum să nu? Fără ei am fi morți. Știu. Drâmba sound system, nu merge. Stai că... Ce-ai strigat? Aici am uitat să... Uitat să... Ajută-mă, să știi că se întâmplă chestia asta, da. Sau i-am chemat. Să știi că vin foarte mulți oameni, vorbesc foarte serios. Să nu cumva să ne înțeleagă careva greșit și respectăm credințele fiecăruia. Dar vin oameni la noi care ne zic, man, ați sfințit locul. Știu ce spui, dar e important. Dar cum să nu fie? Asta nu e prosteală. Păi nu e prosteală, dar na, avem problema aia cu biserica. E una, credința e alta. Da. Nu, dar uită-te la o casă îngrijită, pe bune. O casă îngrijită, na. După ce e o femeie care ia cu aia. Știi, eu știu, sunt, locuiesc singur, da, și este mereu un efort pentru mine să stau, să dau cu mopul, să șterg praful. Eu urăsc chestia asta. Să spăl vasele, Dumnezeule. Wow, da, aia e cea mai nasoală. E, când este o femeie într-o casă, băi, vezi imediat treaba asta. Adică să vedea dar cum intră. Dar nici nu-ți mai găsești lucrurile după. Și asta. Da, că asta. Ordinea din haosul meu este foarte importantă. Da, da. Știu. Așa zic și eu. Urât, curât. Taie, bagă jingle. Bridge game. Dorin, tu de unde ești? Dorin, eu sunt dintr-un sătuc de lângă Focșani, la vreo 20 de kilometri spre Brăila, care se cheamă Vulturu. Aparent am o chestie cu păsările. Ia uite cum se leagă lucrurile. Na. Simbolistica corbului, Vulturu. Da, pe telefon am o buvniță de prea mulți ani. Bă, dar care-i treaba asta cu bufnițele? Că tot o văd la... Știi? Nu știu, eu sunt eu când eram fiert mic, pe bufnițe. Eu când eram mic știam că ele sunt previstitoare de ceva rău. Da, da, da. Când îți cântă cucuveaua, mă da, rog, da, 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 așa pe casă sau ceva, trebuie să moară cineva. Cam dintr-o asta dată, ideea. Dintr-o dată sau în ultimii ani au apărut tot soiul de bufnițe stilizate și pe haine și așa mai departe, care să spun că sunt purtătoare de e bun, și simbol de înțelepciune. Da, 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 da. Eu așa am văzut-o dintotdeauna, simbol de înțelepciune și pe asta cu moartea n-am simțit-o, n-am... Știi cum e? Da, ok, toată lumea zice asta, dar n-am simțit-o niciodată, dimpotrivă m-au atras foarte tare. Adică de când eram... Așa. Nu, nu, n-am simțit-o și am o chestie cu păsările, aparent, și cu zborul și cu... E ceva mai ciudat aici în... O serie de experiențe care se întâmplă pe scenă? N-au neapărat legătură mai cu... Mai zboară câte unul, da, din trupă. Așa, și la plecare și la venire. Și da, nu unde spre asta. Nu, eu sper... De scenă sper să zboare e câte și... unul care să perindă pe lângă scenă. E și asta, e și asta un mod de a sfida gravitația, știi? Da, bineînțeles. Prima nostru, apropo de zbor, primul nostru nume când ne-am... Asta era corbul și zburătorii, da? Zburătorii au zburat au așa zburat, de rapid, da, au rămas doar corbul. Da. Și apropo de cum ne înțelegem între noi, ne înțelegem foarte bine că ăștia săia care au rezistat cu mine. Cu Gina. Care nu au rezistat cu Gina... De, așa. Deci, atât de o treapă este această, da, Gina. Da, ferească, eu fug în prima fază. E și după aia, dacă văd că durează, Gina are gânduri mărețe, trebuie să vin ușor și să... Hey. Să o vezi pe a lui cum e. Că și aia e dubioasă. Gina ta are și ea zilele alea din lună? Sau?
Nu, n-am urmărit, apare așa. Nu, așa e ea. Așa e ea. Știi ce, că m-ai întrebat mereu cum o cheamă. Eu cred că o cheamă Helga, are 120 de chile, este mare, rău. Și are stive de casete rock? Nu, nu. Nu e aia de la timpuri noi. Nu, ascultă yodel, Helga. Yodeluri și alte de-astea, Helga mea. Eu mă întreb Luiza cum gestionează cu that a bitch called Gina. Dar fii observi tăcerea ta. Nu, e foarte ușor, e foarte ușor cu femeile. Dacă știi ce puncte să atingi, e foarte ușor cu femeile. Punctul ăsta de atins al femeilor. Păi nu sunt de specialitate, mi-ar plăcea, pentru mine e un mister total. Poate nu este o întâmplare că vorbește despre cum în punctul în care trebuie atingi o femeie și pe că trecem peste. Wow. Da, dar hai să depășim acest subiect care este complicat pentru mulți dintre noi. Puțin știu despre tine, sau... ok, cei care se uită la noi nu știu, tu ai colaborat cu niște trupe. Da. Ai colaborat cu Phoenix. Sunt foarte curios cum te-ai înțeles cu Covaci. Este crucial să te înțelegi cu Covaci. Sunt foarte curios cum ai colaborat cu Partizan. Noi așa ne-am cunoscut, o să spunem și povestea asta. Am fost în turneu cu Partizan, cu Panta Albă la Bașov, cu Dirty Shirt. Dirty Shirt, am mai colaborat, sigur că da. Celelalte cu Hara, cuvinte. Cu celelalte cuvinte și cu mai mulți m-am intersectat. Astea sunt proiectele în care am... activat mai intens. Mm-hmm. Dar să începem cu Nicu. Cu Nicu Covaci. Ce personaj? Păi știi cum a fost cu el? Eu am fost foarte mare fan și trebuie să recunosc că a avut o influență spre a mea școala Nicu Covaci, că eu așa îi zic, Nicu Covaci este o școală. Și prin tot ce a făcut el, sigur că da. Și la un moment dat, evident că am început să ne cunoaștem, mergând la foarte multe concerte prin țară, în perioada studenției am mers la vreo 50 de concerte cu autostopul prin țară, numai să mă duc să-i văd, era motivul pentru care călătoream. Mă sună Covaci, că hai să facem o piesă. Vă știați? Da, oare, da, ne știa că mă vedea de fiecare dată la concerte, peste tot. Și normal că așa te mai cunoști cu oamenii care sunt super prezenți. Adică mă și mai intră și în vorbă. Și mă gândesc că eu auzi te sune Covaci într-o zi, băi, îți dai seama că a fost, adică a fost așa de oameni, zic, fii serios, mă, man, ești nebun la cap, n-am ce să fac acolo, nu. Mi-a fost frică, jenă, rușine, nu știu, m-am tras pe fese. Vine rândul 2. Vezi că venim la Oradea. Pregătește și tu 3 piese. Pregătește 3 piese. Știu. Băi, am făcut ce am făcut și în ziua concertului nu m-am mai dus. Mi-a fost... Nici n-aveam încredere în mine, nici nu era nimeni să mă susțină. M-a direct Covaci, hai să cânți. Și am tras chiulul și a doua oară. Iar a treia oară a venit... Nu mai știu la ce interval de timp, a venit iară... Bă, hai fă 3 piese, la Craiova se întâmpla. Și am zis, bă, ce Dumnezeu se poate întâmpla așa de grav? Și da, că refuzai și a treia oară, fazele astea se răzbună. Și a treia oară am lăsat, am zis, bă, cel mai rău lucru, dar cel mai rău lucru ce s-ar putea întâmpla este efectiv să mă bată, că așa are reputație de bătăuș. Are, știu. Și are întotdeauna un cuțit. Și dacă m-ar bate, tot n-ar fi o problemă, că măcar eram bătut de Nicolae Covaci și tot cu mândrie o tratam. Și mă duc la Craiova, cânt acolo ce cânt, urmează mersul standard și trece. Și așa a fost prima mea întâlnire cu Covaci. M-a simțit, m-a zis că nu e adevărat. Știi, vis devenit realitate, Silviu. Tu ce spui este o latură a lui Covaci de care eu nu știam și cred că în general lumea nu știa. Faptul că, uite, e atent la niște oameni din jur. Să știi că e super atent. Eu îl respect foarte mult și îi contrez pe toți care vorbesc împotriva lui. Mă, știi... Și îți explic și de ce, dacă mergem înainte pe subiectul ăsta. La un moment dat a urmat... încerc să fiu scurt. La un moment dat, când a reconfigurat componența trupei, atunci am apărut eu în scenă, când au făcut și albumul ăla cu Vinu Țepeș. Și acolo am stat un an, am cântat cu ei. Deci... Nicu Covaci e o școală. Nicu Covaci știe ce are de făcut. Are o experiență. Nu pe degeaba are ce are. Sper să-l aduc aici într-o zi. Omul, dincolo de câte se spune despre el, este unul din cei mai motherfuckers autentici pe care l-am cunoscut. Băi, e din filmul ăla. Wow. Ăsta e genul de artist care și-a dat seama de filmul lui din timp și am mers înainte cu el.
că el nu merge să interpreteze în trupa Phoenix sau în proiectul Phoenix sau de astea. El este Phoenix și toată povestea Phoenix cu Covaci este imaginația lui. Și aici greșesc oamenii. Dacă mergi la el în trupă, dacă vii la Radio 7 și vin să te conving că trebuie să-ți schimbi playlist-ul de acolo, o să ne certăm la un moment dat. La fel și aia care se contrează cu Nicu Cova se ceartă că vin să-și impună poveștile lor. Unui om care e de 60 de ani pe scenă, ești nebun la cap? Ghile Phoenix, da, ok. Acolo te duci ca să... totuși destul de diluit cu el, muzical vorbind sau... cred, nu știu... El e supărat pe toată lumea și lumea în general, mă, în fine. Mă, e supărat, dar evident că na, nici unul nu e ușă de biserică, dar are motive să fie. Are motive să fie. Suntem într-o țară handicapată și nu neapărat din punctul de vedere al sculelor care este dezastruos. Mă refer la nivelul de cluburi, să zic. Casă de cultură, ai că-s mari, teatre-s mari. Căminul cultural. Căminul cultural, na. Este dezastru. Ori găsești scule cu care n-ai ce face, ori găsești scule bune și pe nimeni să le știe folosi. Scule nesetate cu sălile, nefinalizate acolo. Știu ce spui. Și apoi nu sună concertul. Oameni incompetenți care la un moment dat, bă, te saturi și devii agresiv și violent. Dacă îi spui la un om de 1000 de ori dă-mi Gina. Monitorul mai tare, la un moment dat te dai jos de pe... Uite, de exemplu, Covaci este arătat cu degetul, că e dificil, că nu te poți înțelege cu el, așa mai departe. Tu știi cât de dificil suntem noi? Noi cu sunetist în sală nu îl lăsăm să punem mâna pe scule, noi ne facem sunetul de pe scenă. Și tot coborâm așa, noi doi, că noi doi suntem pe sunet. Ne-am văzut că mi-a stricat aici mixerul. Okay. Da, pentru că la un moment dat ajungi să îți cunoști... sunetul tău, fiecare pe lui, iar noi împreună am construit un sunet de grup. Cred că asta e foarte important, întotdeauna la o trupă, da. să aibă un sound propriu și să înceapă să fie recunoscibil. Băi, asta e ăla. Sau dacă apare altceva, băi, sună ca ăia. Sunt extrem de... sunt foarte puțini sunetiști în țară care să asculte artistul. Din păcate sunt unii, nu, că pe față trebuie să sune bine. Păi, ok, perfect de acord. Dar dacă eu n-aud ce fac, cum fac să dau randament maxim ca să auzi tu pe față ce trebuie? Era acum, cred, 4 sau 5 ani, când eu m-am trezit pus în situația de a trebui să merg la Brașov, unde aveam o proiecție filmului Balta Albă, și, mă rog, în mașină m-am trezit cu creativul formației Partizan, Răzvan, și cu tine. Mai ții minte? Da. La și am fost la Brașov. Da, Rockstadt sau cum, nu Rockstadt, nu mai știu cum zici. Unde pe mine Artan m-a impresionat într-un mare fel. Da, deci noi așa ne-am cunoscut, da. Asta voiam să întreb. Deci de acolo am o poză cu Artan. Cum te-ai înțeles cu Partizanii? Cu următorii. Era, hai să spunem, era varianta acustică în care varianta acustică însemna Răzvan, Artan și cu tine, la da, Vioară. Da, la Vioară. Băi, foarte scurt, cu ei m-am cunoscut, ne-am intersectat așa artiști fiind prin țară pe la concerte, după aia am organizat un concert cu Partizan la Oradea, că era un treger și am zis, bă, opriți și pe aici, și acolo ne-am apropiat. Și la un moment dat, Răzvan, că hai să experimentăm dubioșenii, că e omul care experimentează. Da, așa e, se joacă mult. Și așa am ajuns eu în gașcă cu ei. Și cel mai mult și mai mult și până în pânzele albe apreciez, respect și o să le mulțumesc că m-au lăsat în pace să mă manifest pe scenă. Și am intrat pe filmul lor, cum am știut eu, cum am auzit, cum am simțit și au ieșit foarte, foarte tare. Deci concertele, în primul rând, sunt unicate, n-ai cum să... Uite, de exemplu, Florin mi-a dat odată un feedback, zic, bă, ce ați făcut vehiculului extraterestru? Dar alții intră în transă. Păi și nu așa se face? Ba cum nu? Eu sunt o persoană mai tehnică, asta e. E o transă în care intri și pe care și tu o controlezi în același timp. Partizan acustic sunt foarte asemănătoare cu Blana Condios, pentru că ambele părți merg foarte mult pe feeling.
Iar faptul pentru chestia pentru care eu respect foarte mult pe Răzvan. Asta presupune așa, Artan, că pornești piesa, să lămurim lumea, că pornești piesa și nu știu unde ajungi cu ea, dar ajungi în niște zone, când intră vioara și când intră chitara și... Exact. Da. Evident că știi, ai o structură pe care merge, evident că știi intră câte strofe sau când îți vine rândul, sigur că știi, dar felul în care o dai... Felul în care te exprimi și în felul în care manevrezi instrumentele alea, de fiecare dată e unic, construit acolo, cu vibe-ul, cu acustica, cu oamenii, cu starea artiștilor în care îi găsești. Să extragem din tot ce am vorbit până acum această sintagmă. În viață este important cum o dai. Da, da, da. Da, da, este crucial, bineînțeles. Ok, mai departe. Dirty Shirt. Ca să-mi termin ideea cu Artan și Răzvan, pentru mine ăștia doi sunt în top sinceritate artiști. Deci eu mai sincer ca ăștia doi pe scenă, eu n-am văzut. Mi-e greu să dezvolt, că atâta e tot. Pentru dezvoltări le recomand oamenilor să meargă să-i vadă la concertele lor. Atât. Da, așa cum mai arată Partizanul acum. Da. Okay. Mă refer să-i vadă și în carne și oase, pe Artan și pe Răzvan. Sunt două personaje fantastice. Abia aștept să le vină minte la cap. Asta pentru noi fanii, care îi apreciem cu toată povestea lor muzicală dintotdeauna. Dar bineînțeles că fac ce consideră ei și cum consideră și eu le respect asta. Eu n-am fost supărat că ei doi s-au separat. Le respect, îi la fel de mult cred în ei. Evident că fan fiind, mi-aș dori să îi mai văd împreună și mai ales să cânt cu ei. Ce faceți cu viața mea? Contești da, aici? Hey, da, unde ați dispărut așa? Eu cu cine mai cânt? Eu cum împart acum cu ei doi? Gina! Da, exact. Dirty Shirt. Pe Dirty Shirt i-am cunoscut în... tot așa, aceeași poveste ca la Partizan. I-am văzut pe la concerte, ne-am apropiat că ne tot întâlneam. Și la un moment dat, bă, nu vrei să vii cu vioara? Că probabil că atunci au început ei să insereze partea asta de folclor. Și am apărut în concertele care, cu care au participat la Wacken. Când au participat ei la Wacken și când au început seria aia de concerte prin care se selectează. Wacken este un festival, e cel mai mare festival de metale din Europa. Undeva la 80.000 de oameni pe zi, ceva de genul. Și când s-a început, se organizează așa pe țară niște concerte, niște concursuri în care participă, mi se pare că 60 și ceva de trupe din, nu mai știu, participă foarte multe trupe din care Dirty Shirt în acel an a ieșit să meargă la Bacan. De asta de concursuri la trupe rock mă scoate din minți, în fine, mi se pare. Da, ok, da. Asta e procedura. Constelații rock. Că să steau trei obosiți în juriu să hotărască ei cine ce și cum marș, mă, deci. Iar mie îmi place show-ul și știi ce am făcut? M-am urcat pe mese. Deci, băi, eu când am auzit că la anumite genuri de muzică se urcă pe mese, am zis, băi, eu vreau să fiu rocker și să mă urc pe scenă, pe masă. Și cu Dirty Shirt asta am făcut. M-am dus așa pe masa juraților și acolo am dat din cap pe ei. Și probabil că le-a plăcut, că de-aia am intrat eu în Dirty Shirt pentru show-ul de live. Ok, a fost și puțin Gina sau a fost altul? Oh, pe acolo e elementul ei, își dă filme, sare pe scenă, e nebunie. Deci trebuie să o canalizezi. Da. Și ne-am dus la Wacken și am rămas cu bani cu ei. Și povestea cu cealaltă cuvinte, asta e o trupă care nu știu de ce nu m-a prins niciodată, doamne. Dar eu sunt sofisticat și antipatic și nesuferit și nu-mi plac. Nu prea mai îmi place sunas-o, evitați-mă. Pentru mine cealaltă cuvinte a început... Toate. Eu sunt exemplul de artist care a cântat cu toate trupele lui preferate. Cu alte cuvinte, este o alta din trupele mele preferate și cu ei m-am intersectat în Oradea. Eu am mers la facultate în Oradea, acolo m-am cunoscut cu Marius Pop, care pe atunci cânta în Oradea în trupa Tamiras, un proiect foarte mișto. Și mi-a zis, bă, vreau să vin cu trupa, să mă duc, că urmea să meargă în turneu cu cealaltă cuvinte, că el pe vremea aia îi ajuta la scule, la scenă. Vreau să vin, dacă e ceva, să ajut, să mă luați pe mine, că vreau să văd ce se întâmplă într-o trupă, vreau să fiu printre ei, să urc pe scenă, sub o formă sau alta.
Și așa m-am dus cu celelalte cuvinte, 6 ani de zile, fiind, ce termen să folosesc de specialitate, de la pompos? Grupii. Nu, grupii e atunci când faci sexuț cu minim 2 din aceeași trupă. Da. Iar eu n-am făcut asta. Doar cu... Mi-a explicat cineva care este diferența dintre sex și sexuț. Care? Sexuțul nu presupune sexul normal. Dar ce fel de sex? Nu cel prin care se pot reproduce copiii. Am înțeles. No, acte volta, diverse, nu? De apropiere cu 2 din aceeași trupă, atunci devii grupe. Eu îi corectez, eu îi las să zică, dar... Eu știu, acum nu vorbesc la modul serios. Știu că termenul ăsta de grupie are și acest aspect sexual și whatever, de fun și așa mai departe, dar are și oamenii care... Ok, acum se numesc tehnicieni de scenă și așa mai departe. Ei erau tot un soi de grupii. The crew. Hai să eu fac diferență. Corect, hai the să crew, facem stage manager, creator de scule, roadie, băiatul, se mai numea rocker, știi că se mai numea rocker. Chitarist tehnic, clăpar tehnic. Da, eram tot. Toate tehnice era, da. Tehnicul de la cuvinte, asta era porecla. Și asta a fost o experiență fantastică. Adică, pe scurt, ce făceam... Ce alte cuvinte este genul de trupă care merge cu backline complet. Backline complet, pentru cei care ascultă și nu știu, este că își cară după ei tot ce se află pe scenă. Mm-hmm. Microfoane, cabluri, stative, boxe, monitoare. Monitoare folosesc în căști. Adică toate wireless-urile pentru căști, pentru in-ear-uri, rack-ul cu minuni, cu mixere, tot. Și eu le montam pe scenă și aveam echipa mea în spate cu care gestioneam foarte bine chestia asta. Iar asta a fost o experiență fantastică pe care o recomand. Deci dacă vine unul să zică, bă, vreau să mă fac artist. Vrei să te faci artist? Da, te duci cu o trupă dificilă în turneu și car tot. Eu și care sunt, mai vedem ce se mai întâmplă. Eu care sunt pasionat, sunt și lucruri care îmi plac, dar care sunt pasionat de Iggy Pop și de David Bowie și m-am uitat la kilograme de... cât timp am pierdut din viață uitându-mă la tot soiul de povești și interviuri cu ei. La un moment dat Iggy Pop spunea că a învățat de la Bowie sau că Bowie l-a învățat o chestie care bănuiesc este crucială pe scenă. Păi cum să stai? Adică să stai într-un fel. Odată că mă mai uit la niște trupe, mai ales astea, ăștia mici de la noi de hardcore, băi, n-au loc pe scenă să se lovesc unii de alții. Băi, nu e ok. Să ai un fel de disciplină. Așa, la voi cum se gestionează treaba asta? Știți foarte bine ce și cum? Îți dau un exemplu. Trebuie să ai totuși un loc de desfășurare și trebuie să nu te lovești și trebuie să și transmiți și așa mai departe. Îți dau un exemplu care... Și atitudinea importantă. Asta, adică, știi ce spunea aici? Era în felul următor. Stai pe scenă, ești la microfon, piciorul stâng în față. Asta era la ei. Eu am un hashtag, spatele drept, referitor la poziție. Și pentru mine e irrelevantă felul în care stai cu piciorul în stâng în față sau poziții de alea rock and roll. Este foarte importantă atitudinea și să fii sincer. Pentru că dacă eu vin și îți spun sincer, stând în cap, mă crezi. Dar dacă vin și îmi pun piciorul stâng pe monitor și fac scheme de alea de rockstar, o zic, ce-i cu ștuletele ăsta pe scenă? Când devin fals, mincinos. Oamenii sunt mincinoși, folosesc scheme ca să te convingă. Eu nu vreau să conving. Și am reușit cumva să inserăm toată chestia asta, starea asta la noi în trupă. Eu nu vin să te conving, eu nu vin să ne simțim bine. Că stau în cap, că pe burtă sau că îmi plac anumite gesturi de alea de rockstar, le facem că fix așa ne place. Iar publicul asta simte. Simte că ești sincer, dacă ești sincer. Eu știu exact ce spui. Am văzut câteva trupe românești și relativ de curând. Știi, una e să te manifesti într-un fel pe scenă tu, fie că genul ăla de manifestare, hai să zic, deja are calitatea de clișeu. Dar să începi să faci, pur și simplu se simte diferența între a te manifesta tu sau a începe să faci pe scenă cum ai văzut-o la marile concerte că fac alții. Da, băi, se simte imediat. Mamă, mi-a ridicat piciorul și am stat așa un pic și sunt șmecher și am mai făcut o glumă de căcat despre noul meu album pe care nu-l mai scot și voi sunteți niște fani care îl așteptați, mă bucur că îl așteptați. Niște prostel de astea și m-am plictisit cumplit. Hai mă, pe bune, așa atragi tu atenție. Fuck you, mă, de aici. Dar asta este un minus la noi.
când vorbim de artiști, felul în care se comportă pe scenă față de trupul lor. Nu știu ce să facă cu el, pur și simplu nu știu cum să facă sau ce să facă. Nu știu, atunci... la Artan n-am văzut asta, la Minculescu n-am văzut asta. Da, deci... Ei au o forță anume, forța pe care o au oamenii ăștia, ei nu trebuie să facă absolut nimic. Dacă îl pui pe Artan în mijlocul scenei, doar să stea acolo, deja simți că umple scena. Prin simpla lui prezență. Sunt niște oameni, din punctul meu de vedere, speciali, care sunt conștienți de forța lor. Alții pot să stea pe scenă și să se mai muțărească în fel și chip și să nu îți exprime absolut nimic. Îți vine să dai cu pietre, cu ce vrei tu după el. Sunt foarte puțini care știu ce să facă cu corpul lor și foarte puțini care au... Că de-aia se numește prezență de scenă. Sunt foarte puțini artiști care au această prezență de scenă, de fapt, nativă. Da, e o chestie pe care o dezvolți în timp sau... Din păcate, ca toate chestiile pe care le facem, sunt chestii pe care le descoperim singuri ca fraierii. Din experiență, dacă reușim să le vedem pe la alții și să ni le să vedem, zice, bă, dar cum se mișcă Artan pe scenă? Dar ăla se mișcă, pe ăla nu-mi place să mișcă, de ce nu-mi place, de ce îmi place ăla? Și atunci îți dezvolți tu pe tine. Artan este un caz aparte, că el reprezintă clasicul exemplu de anti-rockstar. Știi ceea ce face și mai spune. Îl face spectaculos pe Artan. Mi-am inteles de un concert la care am fost în control, era un concert electric și a cântat o piesă, Partizanul a cântat o piesă și a mai cântat a doua piesă și între a doua și a treia piesă vine acea pauză în care se aștepta ca toată lumea să spună ceva și s-a făcut liniște și liniștea creștea și se prelungea în secunde. Și Artan și-a băgat mâine în buzunar, a venit la microfon, a scrutat așa publicul și a spus atât. Nu vreau să spun. Da. Și a început următoarea piesă. Băi, s-a părut atât de cool și atât de onest a fost. Eu m-am dus într-o rocotecă cu Blana Condios. Adică spectacol care necesită oameni apropiați, fizic, să stăm mai aproape de alții ca să poți să... Când te duci cu o gagică. Păi dacă aia stă pe partea cealaltă străzi, nu poți să-i șoptești la ureche o poezie și să-i placă. Poți să o țipi, dar nu o să înțeleagă ce trebuie. La fel am nevoie și la Blanc Condius, dar... și m-am dus într-o rocotecă. Bă, erau oamenii departe, că publicul era bun, dar erau departe. Și am stat și am zis, bă, gata, s-a terminat spectacolul meu. Mulțumesc, la revedere, după 3 minute. Mi-am închis catrafusele și m-am dus de acolo. Referitor la exemplul tău cu Artan. Bă, nu, dacă nu, ei. Ce era să fac? Să devin mincinos și să-mi duc la capăt show-ul impus? Vezi că se cântă pe timp? Azi mă mor când aud asta. Dar nu puteți să împărți spectacolul în două. Nu. Dar nu puteți să... E prea scump. Nu veniți să... Cu pauză, da, Doamne. Nu puteți să veniți numai trei. Că cinci e pe mulți. Bă, venim trei, mă, dar o să fie altceva. Oamenii au pretenția să tai jumătate de trupă și să sune la fel. Astea sunt metehnele, așa zise, industriei muzicale românești, da. Ce zici tu. Da, da, da. Să nu intrăm prea mult în detalii de alea. Hai să mai înfrumusețăm puțin momentul. Eu o să mă duc să-mi fac un refill la cafea. Ia. Hai să mai dăm drumul la niște efecte, defecte speciale. Da, 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 da. Să dăm drumul la o vioară. Să sensibilizăm puțin la situație. Să folosim vocea de radio și să spunem că suntem într-un târziu de noiembrie pe 103.4 la Radio 7. Silviu Munteanu și prietenii săi Corbi.
acum nu sunt pe filmul de cântat. De exemplu, acum sunt mincinos. O fi și dat la cafele. Adică eu pot să fac să sune foarte șmecher chestia asta, dar nu sunt acolo. Oprește dacă vrei. Nu, nu, că fac demonstrație până în capăt. Ah, deci suntem la exemplu așa, nu? Da, suntem la un exemplu în care artistul continuă să facă chestia aia pentru că are de îndeplinit programul de cântat, știi? Pot să fac, pot să păcălesc. Oi, oi, oi. Doamnelor și domnilor, asistați la un moment în care încercăm să vă păcălim. Aveți cel mai bun exemplu despre cum se păcălește publicul. Numai când vine chef o făcând asta. Totala neonestitate, totala lipsă de onestitate a artistului. Dacă vedeți așa ceva pe scenele țării noastre, nu ezitați să aruncați cu ouă. Fierte. Spectacolul ăsta, Blana Condios, este oameni show. Oameni show, da. Și ou. Este atenție. O cânsăniță foarte bună. Dacă aruncați cu ouă, ouă este un simbol al păi începutului. Păi e part of the show. Da. Part of the show. Și dovada accesului nostru de la analog către digital. Închide chestia aia imediat. Te voi poseda toată viața. Bridge game. Ok. Fie. Cum vă gestionați voi emoțiile înainte de a urca pe scenă? Cât Gina, cât... În mai multe feluri. E un ritual? Da. Aveți un ritual al vostru? Da. Ritualul este că în Blana Condios fac niște respirații. Stai așa. Stau așa.
exercițiile astea de respirație nu sunt tot în perie, sunt pe bune. Mm-hmm. Știi ce mult mă ajută? Da, ajută la un tip de concentrare, cred, în primul rând. Și merge chestia asta pe, în continuu. Eu așa am început blana con Dios. Și apoi mai vin și niște... Relaxează-te, stai liniștit. Inimioara să bată mai finos. Dezbracă-te, femeie. Și asta merge. Relaxează-te, stai liniștit. Inimioara să bată mai finos. M-ai tăiat pe mine, nu fac. Iar... uite cum au ajuns muzicienii din România să mă cenzureze. Iar cu trupa avem altă metodă, adică acolo mă duc pe la fiecare și zic la fiecare câte o chestie, dar are impresia că numai lui am zis și numai de el, numai pe el l-am încurajat. Dar mă duc așa la urechea felului, băi, rupem, dă-o așa, dar cunoscându-ne între noi cam știu ce să zic. De exemplu, la Toboșan zic, bem o bere după. Sau la Florin, bă, Florine, avem cabluri bune, avem mixer, avem un buton în plus pe... Am înțeles, fiecare pe zona lui de entuziasm, da, da, Toboșarul, da, da, cu berea, alții găsesc plăcerea aproape sexuală în tot soiul de date și... Da, am zis să nu zic despre aia, dar avem și de aia, da, sigur, da, că da, da. Nimic îngrijorător. Da, eram curios cum funcționează treaba asta de a-și gestiona emoțiile înainte. Întotdeauna te tremură vocea. Eu pățesc de asta. Eu chiar pățesc de asta. Am un soi de tremurat în voce. Eu prin respirații fac asta. Eu nu simt neapărat nevoia să gestionez chestia asta, că e un lucru care îți place și abia aștept de multe ori emoția și când nu e, e frustrant. Adică în momentul în care vine, dă-mi mult să am și mă bucur și mă folosesc de chestia aia în ce urmează să fac. Când ați dat-o odată de gard pe scenă grav? Mie puteți să-mi spuneți. Nici când, pentru că noi transformăm orice ni se întâmplă, chestie din teatru. Bă, dacă ai un perete cu găuri, joacă-l. Nu știu cum aș putea să joc mai mult ăsta aici, numai să mă apuc să... Cum te joci cu găuri? Așa. Și la fel facem cu orice ni se întâmplă pe scenă. Le jucăm, le tratăm natural. Este absolut... normal să ți se mai rupă un cablu, să mai rupă o coardă sau să se termine o baterie. Dar dacă începi și te chinui într-un mod penibil să-l convingi pe ăla că nu e adevărat ce-o văzut, devii minciunos și fals. Da, ți-asumi ce se întâmplă acolo, da, teoretic și aia e. Cred că... era un concert cu Nine Inch Nails care presupunea niște visual-uri foarte șmechere. Și, băi, ca la concertele cu Nine Inch Nails, eu știu ce e în spate acolo, este o armată de oameni, da, da, și totul trebuie să fie impecabil, ceea ce cumva îi și iese. Dar m-a bucurat acel moment, pur și simplu toate vizurile alea, la un moment dat, brusc, s-au transformat în celebrul ecran albastru. Blue screen. Și eram, băi, e parte din show? Sau care-i treaba? Că nu ar fi mirat să fie parte din show, adică la Nine Inch Nails n-ar fi fost o surpriză de genul ăsta. Dar au gestionat-o foarte drăguță, adică s-a dat reset, nu s-a oprit nimeni, lucrurile au mers mai departe. Se întâmplă de asta, se întâmplă așa, mai ales cu chestii de astea digitale, tot timpul se întâmplă lucruri. Da, da. Dar repet, spectacolul nostru le conține pe toate astea, naturale și normale. De fapt, cred că asta e frumusețea unui, da, live, orice ar însemna. Un, da, om pe scenă, în carne și oase, care are de a face cu niște obiecte, tot ce înseamnă material, orice ar fi. În calitate de, și aici vorbesc cu voi doi, de lacomi, care, da, care mergeți cu acest proiect Blana con Dios prin țară, lucrurile merg la voi până acolo încât dormiți la oameni, la prieteni, la... Cât de romantic și de frumoasă este povestea asta de a avea o dubiță, de a circula cu ea prin țara asta la marginea Orientului, prin tot soiul de a cânta, prin tot soiul de locuri, de a dormi la niște oameni în casă, de a gestiona, de a cunoaște, de a asculta povești. Cum am făcut și noi azi noapte, ca să spunem. Da, da, da. Mie, în primul rând, toate chestiile astea care ne se întâmplă sunt niște vise devenite realitate. Și nu neapărat ale mele. Asta că... întrebam. Cum e să străiești visul așa? Păi, noi aici. Eu că iată, e cu putință.
mi-am imaginat cum ar fi să mă duc odată prin lume cu o dubă, să mai dorm prin ea, să am sculele, să fac concerte așa unde nu te aștepți. Fix ce facem până la urmă urmei. Dormitul pe la oameni face parte din spectacol. Noi suntem la drum pentru a lega, noi formăm o rețea de oameni, o comunitate. Apropo de alte observații pe care le facem referitor la... sunt foarte mulți artiști de diverse categorii, adică genuri ale artei, care zic, bă, că ce fain ar fi să existe o comunitate, ce fain ar fi... Există. Numai că eu sunt Maramureș, tu ești în București. Există comunitatea asta și este funcțională. Dar nu non-stop, cum îți imaginezi tu, că să mergem să stăm amândoi gard în gard într-o căsuță pe natură. Stai unde ții confortul tău, dar când e treabă, ne întâlnim. La fel și cu dormitul ăsta pe la oameni. Noi suntem foarte atenți la ce selectăm. Pentru că asta nu înseamnă că mergem și dormim la oricine. Evident că sunt oameni, prieteni de-a noștri, pe care îi simțim la fel ca pe cei care au locul în care cântăm, sau ăia cu sculele, sau publicul. Există un disc al lui Gogol Bordello, Gypsy Punk, care îmi place mie foarte mult și care are la un moment dat un vers care zice așa: There is a punk rock mafia everywhere I go. She is good to me and I'm good to her. Realize me, legalize me. Ceea ce mi s-a părut că dă exact chintesența ceea ce povestiți voi. Și că e, până la urmă, part of the show. Suntem în seara asta aici, cântăm, stăm la poveștile astea, pe urmă ne continuăm treaba mai departe. Uite, mie, de exemplu, eu am stat foarte mult... uite, o chestie, n-am un exemplu cu Nicolae Covaci. N-am înțeles de ce n-ați vrut să mâncați din sarmalele pe care le-a făcut mama aseară, dar ok. foarte mă, greu în locuri de astea. Da, scuza-mă că te întreb. Nu, vreau să zic că e foarte greu așa. Pentru mine, după concerte, mie îmi place foarte mult să stau cu oameni să vorbesc, dar nu pot să vorbesc cu toți deodată. Și atunci îmi place să mă retrag într-un loc liniștit și să stau până dimineața sau cât rezist. Că le facem. Asta nu înseamnă că merem acasă și dormim la ora 10 după concert. Bănuiesc că ești foarte mult adrenalină și nu poți să faci asta imediat oricum. No, nu, am ritualul meu lung după concerte. Împreună cu Florin, noi doi avem un ritual comun după concerte. De uite, de asta n-am întrebat, dar ce se întâmplă? Vorbim altă dată, este după concert. Este ritualul nostru, da, vii după concert și dacă vrei te inițiem. Nu știu dacă el este... mă îngrijoresc sau... Nu, e de bine, e de bine. Ok. Da. Sigur o să-ți placă. Băi, sunt foarte curios. Super. Nu ne aude nimeni, puteți să-mi spuneți. Mie puteți să-mi spuneți. Taina artiștilor. Nu, okay, fac okay, niciun fel de cenzură la radio. Ai spus foarte frumos, ai spus taina, să păstrăm taina. Da. E important. E foarte important, eu am descoperit, e foarte important, dar una e artistul și alta e omul. Și de multe ori s-ar putea să fie foarte dezamăgitor omul. Sau eu știu ce spui. Departe de așteptările tale. De-aia e bine să respectăm omul cum e omul și artistul cum e artistul și să nu ne facem idei preconcepute că lasă că mă duc să mă bețivănesc cu ăla că pe scenă o zâmbit. Eu am această problemă de a susține și a crede că omul trebuie să fie la înălțimea artistului care este. Și da, eu sufăr o dezamăgire de fiecare dată când constat că lucrurile nu stau ca atare. Pentru că trebuie să fie cumva același lucru. Lucrurile trebuie să stea într-unva echilibrate și într-o oglindă. Și un artist echilibrat și onest până la urmă, da? Trebuie să fie unul la unul cu omul care este. Este opinia mea. Dacă e sincer, îi. Adică este singurul exemplu care îmi vine în cam acum. Ok, Adrian Păunescu, un poet bun, punct. La revedere. Sunt foarte mulți așa, dar știi că ai întrebat cu dormitul pe la oameni. Știi de fapt despre ce e vorba și turneele astea pe care le facem? Este un mod de viață. Mm-hmm. Ok. Este un mod de viață în care nu mai ai cum să dai greș. Pentru că așa e felul în care trăiești. Și dacă îți transformi, dacă îți dezvolți
modul de viață prin ceea ce faci, atunci iese bine și omogenizat și organic și toată lumea e fericită și nu ai păreri de rău. Dacă faci ceva ce iese bine, adică mulțumit, când ești mulțumit și împăcat, nu mai ai păreri de rău. Uite, vreau să întreb, femeile funcționează altfel decât noi și vreau să întreb pe Luiza, este rewarding și se pare că merită tot efortul ăsta și genul ăsta de viață? Repet, nu făcut în alte locuri, ci aici, la marginea Orientului, în minunata noastră țară, România. Cu lucrurile care stau exact în tocmai cum stau ele. O să-ți răspund doar din punctul meu de vedere. Că în momentul în care aș răspunde general, adică luând în considerare și părerile băieților, atunci se schimbă lucrurile. Adică alegerile pe care le faci trebuie să fie puțin altfel, să fie mai conștiente, mai responsabile. Dar merită din plin. Trebuie să ai o nebunie, cumva în spatele meu stă o nebună. Și nebuna asta crede cu tărie în proiectul Corbu, care mă aflu. Iar dacă toți cei din proiectul Corbu vor dispărea, indiferent de ce se întâmplă, le-am și spus-o într-un fel sau altul, îl duc eu mai departe, așa cum e. Este ceva acolo care merită să fie dat mai departe, care se construiește treptat, treptat. Iar dormitul ăsta pe la oameni are legătură de fapt cu întâlnirea între un om și un alt om. Că nu facem doar noi doi asta, ci și cu grupul întreg. Poate să fie mai puțin confortabil, adică să dormim doi sau trei în pat, au fost situații de genul ăsta, dar întâlnirea... separat. Evident. Eu știu exact ce spui și o să o spun încă o dată și o să subliniez lucrul ăsta aici. Voi doi a stat la mine azi noapte și am stat până târziu noapte și am avut niște discuții foarte lungi despre diverse... Bine, eu am fost ăla care în calitate... Hai să-mi găsesc scuza, care în calitate de gazdă a turuit vreo două ore fără să se oprească. Da, așa e. Așa. Da, și eu în calitate de oaspete care adorme în timp ce vorbești, nu a fost la niciunul foarte... Da, atât de simpatic și cuceritor am fost. Da, așa e metehnea astora, care mai lucrăm pe la radio, ne place să ne auzim vorbind și atunci noi trebuie să... E, nu, e de bine, exact asta, asta urmărim. Vibe-ul, schimbul, e un schimb de experiență. Și suntem foarte atenți la ce selectăm, pentru că s-ar putea... Oamenii nu sunt învățați să selecteze. Stau și își mâncă nervii cu unul care le stă pe cap și nu știu ce. În loc să selecteze, păi mă simt relaxat, le atent. Fain, dormit ca un prunc. Și mai sunt așa, avem foarte mulți prieteni la care ne simțim bine și foarte multe lucruri în care mergem cu drag. Și repet, e o rețea care se construiește și se tot mărește. Tu ești cel mai proaspăt intrat ea. Voi sunteți, mă, că eu sunt aici de când lumea. Eu și cu Keith Richards suntem aici de când lumea. Bine ați venit! Mulțumim pentru primire! Și ce nu am vorbit și ca să cei care urmăresc misiunea să facă niște legături și să înțeleagă mai clar. Noi am fost cu Blanar Condios într-un turneu în care am făcut niște filmulețe video în care am zis oamenilor, bă, oameni buni, suntem pe drum, pe traseul cu tare. Unde ești? Că venim la voi să cântăm. Zi-ne locul ăla fain în care ți-ar plăcea să ne vezi. Și uite, așa s-au făcut două săptămâni pline, full, în fiecare zi de cântat și de făcut spectacolul ăsta. Și de mers pe la oameni și de întâlnit oameni, de făcut povești, de etică. Dacă tot ce am făcut noi aici acum, aproximativ două ore, ar fi fost ca un concert rock, ce instrument distrugem din alea? Ca la The Who. Hai, vrei neapărat asta? Hai să rupem un cablu și să rămânem ok cu vrei asta. Neapărat... Al vostru. Al nostru, dar e ok așa. E unul stricat oricum. Înțeles. Tragem de ăla. Băi, știi la ce m-am gândit? M-am gândit să rup niște arcușe pe scenă, dar n-a venit momentul ăla în care să dau cu ele, deci să sară țăndări. La modul să trebuie să ți se arate, da, știu ce spui. Am viori acasă, am viori de alea super ieftine de reghin, de nu fac nimic cu ele, decor, însă m-am gândit să sparg o vioară pe scenă. Păi ce sens are, mă, ții o vioară ieftină să o spargi pe scenă? Da, trebuie să spargi un Stradivarius. Da, sau asta a mea pe care cânt, atunci ar fi într-adevăr moment de ăla, dar așa numai să faci circ de dragul că o mai spargi și ăla. Da, nu, cred că e un vibe anume acolo, adică când îi vedeai pe aia de la The Who sau chiar pe Marilyn Manson, da, mă, ok. Da, sunt convins că e, sigur.
pe care eu nu-l simt. Adică, nu, chitara e chitara, instrumentul e instrument, noi suntem un instrument. Am văzut la un artist din țară, uite, de exemplu, am văzut la un artist din țară, nu o să-i zic numele, pentru că îl apreciez foarte mult și acum nu-l zic tocmai de bine. A fost la un festival de ăsta și avea mai multe chitări. Bârfa socializează, mai ții vorbim. Avea mai multe chitări acolo expuse și la un moment dat a luat-o pe aia, pe care se vedea clar că era relipită. Era chitara pe care o sparge în concerte, o adună bucățile și le lipește înapoi. Păi, ce spectacol era, mai ales că se vede. Poate că asta era actul artistic, atare. Un chitarist foarte bun, repet, unul pe care îl respect foarte mult, dar să aibă așa... Foarte mulțumesc că ați venit. Drag. Timpul alocat acestei emisiuni și nicotina din sânge s-au terminat, motiv pentru care trebuie să facem un refill. Pe foarte scurt, știți ce cântări urmează și unde poate să vă vadă lumea în viitorul foarte apropiat? Ne-am propus să ajungem și în sudul țării. Este o zonă pe care am evitat-o anul ăsta, nu intenționat, așa s-au legat lucrurile, dar neapărat trebuie să ajungem în sudul țării și o să începem cu București. Și dacă lumea vrea să afle pe unde vă vede, intre pe site? Pe pagina de Facebook, este o pagină foarte activă, întotdeauna sunt postări acolo și tot ce trebuie să se afle despre Corbul asta. Sau Pana Corbului? Proiectul Corbul pe Facebook, panacorbului.ro, site-ul nostru. Ok. Mulțumesc că ați venit. Stai, stai să închei magistra. Cum sună amândouă împreună? Oh, da, bineînțeles. Radio 7, mulțumim. Radio 7. Sergiu, Florin, Luiza și Silviu și prietenii săi. Firele când dau autograful. Ok, mulțumim, la revedere! La revedere, Silviu, mulțumim frumos, dragilor! Ne vedem pe pagina de Facebook și pe panacorbului.ro. Și eu vă iubesc! Rămâneți cu Radio 7! Rămâneți cu Radio 7! Oh yeah!